astăzi vine Radu Pietreanu. Și știți câți ani de la înființarea trupei de umor Vacanța Mare se împlinesc anul acesta? Ați ghicit, 35 de ani! La mulți ani! A venit Radu? A venit Radu! Radu, The Rolling Stone Pietreanu. Bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit la podcast! Aceea e, Doamne! Aveți și ușă! Dacă privești Pietreanu, o să avem de râs puțin. Ia uite, ușă! Tata lui Brenciu! Prin pădurea Bradului trece mama Radului, măi! M-am oprit prin Academie, unde fac copii cursuri. Așa, dar de ce fac cursuri? Să ajungă mici, Brenci? Astăzi celebrăm, aniversăm, ne bucurăm. Hei, hei! Dar o să vă țină Horia ceva. Cine? Nu știu cine e. Cine? Om rău! Om rău! Deschide ușa, creștine! Hai, face! Așa, băi, băiatule! Ticule, băi, copilule, băi! Hai de capul tău! Iată ce ți-am adus! Bagă, tată! Selecții de muzici! Mulțumesc foarte! Și o carte! Nimănziplați, por favor! Ia uite, bă, frate, toți sunt aici, toți soltenii! În pam-pam! Ah, m-a fost un pam-pam. Ești o bucurie pentru mine. Eu vreau să spun ceva, dar tu m-ai contracarat cu o carte lui Horia Brenciu, Cu prietenie și lumină, Radu Pietreanu, 2023. N-am trecut data, pam, pam. De la mine mai puțin, la mulți am trăiesc. Dragul meu, Radu. Dragul meu, Radu. Cred că ți-ai făcut tu planul, cum o să fie castul așa, dar nu e cum ți-ai făcut planul. Nu, deloc. Eu știam că invitatul vine emoționat, tu n-ai pic de emoție, tu ai lumină în ochi. De la becurile astea, de la nenorocire. Nu vezi ce ochi am, cu ăștia mai mult aud decât văd. Las că te vezi mai mult decât... Mamă, dar unde ți-ai tras Academie, tocmai aici? La capătul Bucureștiului. Mi-am pus GPS, s-a uitat GPS-ul, boss, mi-e frică. Nu mă lăsa să mă întorc singur, boss. Auzi, în afară de GPS, cine mai vorbește cu tine? Toată, și copacii, și iarba. Hai să te miri, și eu vorbesc cu mine câteodată. De la o vârstă zic, ha, și mai spun o dată. Dar asta e boala mea din ultimii ani, de când m-am apucat de tenis. Nu sunt butiș nebun! Bă, te concentrează-te! Și nevastă mea, Doamne ferește, s-a dus bărbatul meu. Nu puteai să te puși mai devreme de tenis, cu vreo 25 de ani? Nu, atunci nu vorbeam. Atunci încercam să vorbesc cu lumea, dar nu se putea. Deci așa, avem o copii, Gânduri și cânturi de Radu Pietreanu. Cuvânt final, vino la masa noastră cu această carte. Vin la masa noastră și nu văd vinul. Să mă ducă cineva ochelarii. Vin la masa noastră cu această carte, unor mai vesel, altor mai trist, o rețetă simplă cum de mai există, profitând de viață și râzând de moarte, vă ofer pe tavlă sufletul și gândul, prin cuvinte simple care râd sau dor, mă predau prin versuri vouă tuturor inimilor voastre, glasul ascultându-l. Nu cunosc expresii pentru despărțire, doar fenomenalul, bine v-am găsit, vă trimite coul unui vis șoptit, sper a vă fi alături într-o nemurire. Nu-i frumos? Avem și public, bun așa. Ce vorbești, mă? Deci oamenii ăștia ai mei... Da, ai pus și camera acolo, să nu creadă lumea că sunt pe bandă. Că prea cântă bine și aplaudă când trebuie. Nu, dar stai. Oamenii ăștia sunt pregătiți pentru tine. Da, iubire, vino. Asta e cafea? A mea. Din care am început acum 3 zile de când aștept afară. Ia uite, are surțuri în sus. Ai cunoscut-o pe Andreea? Da. Te-a însoțit prin Academie? Foarte frumos. Te-a supărat? Da. Deci, măi, Academia, nu Andrei. Am înțeles. Uite, n-am și o șansă să fiu copil, să învăț de la tine. Radu, dragă, deci astăzi o să fie cea mai cea mai specială întâlnire a mea. Nu știu cum va fi a ta. Cred că va fi un calvar pentru tine. Tu câte întâlnire ai avut așa singur? Întâlnirea mea. De fiecare dimineață mă întâlnesc cu un tip care, nu știu, dragă, are niște riduri în ultima vreme. Am pățit și eu, mă uit toată într-o glindă, riduri, barba albă, căzut, fără dinți. Aoleu, în ce hal am ajuns, zice nevastă mea, bă, dobitocule, ai portretul bunică, tot dă-te de acolo, bețivule. Da, dar dincolo de toate vreau să spun că cei trei colegi ai mei, Cristi, Vali și cu Marius. Se ridice mâna în ordinea în care i-ai strigat. Cristi, Vali așa. Și cu Marius. Așa. Care sunt din Craiova, Târgu Mureș și Târgoviște. Deci ai adunat din toate zonele, înțelegi? Să nu se certe între ei. Nu care cumva să... Dacă știți... erau toți din Moldova, hai să-l faci în Pibrie. Do să știi, băi, deschide basul din spate, că balamale, pune pe raftul și alea sarmale. Ei știu să cânte împreună cu tine? Ei știu să dea niște jingle-uri, cum era pe vremuri la televiziune? La brigăzi, pam-pam. Fii de aici, zi o poantă. Zi o poantă. Voi a zis o poantă. Înțeles? Deci astea erau brigăzile. Așa, și cu terța aia la final. Și, iată de aici. Indiferent dacă e poanta bună sau nu, zi o poantă. Băi, Ioni, au ajuns americanii pe lună. Tăți? Nu, acum era ales, acum era... Ah, ce țapă. Deci, așteptau poanta. Așteptau. Dar fii de aici, mi se pare senzațional, pentru că ieri seară nevastă mea are un serial preferat. Îi zice 2 bărbați și jumătate. Da, 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 bun, bun. Dar varianta veche cu... Cu Charlie. Da. Știi că Ashton, Mashton, Catcher, Master. Da. Muster. Știi că ieri am aflat, urmărind, dacă urmărești pe TikTok, Howard Stern. Nu mă uit pe TikTok. Dacă urmărești pe internet Howard Stern. Am schimbat. Așa. Așa. Și la un dat, Howard Stern întreabă pe Hugh Grant. Îi zice, băi, tu trebuie să joci, după ce a plecat Charlie Sheen, tu trebuie să joci în rolul ăsta. Bă, deci mi-au propus și niște sume enorme, dar am refuzat pentru că nu știau ce vor să facă cu mine exact. Și după aceea și-a dat seama că ăla care l-a intervievat, era un tip, i-a arătat, era un actor așa mai plăpând. Bă, nu credeam că ăla are asemenea bugete, știi? Și de asta a refuzat rolul. Dar dincolo de aceste roluri, hai să facem și la introducerea. Facem? Vezi că e o introducere. Yeah. Am lucrat toată noaptea la ea. Deci se cântă, atenție. E născut pe 27 ianuarie. E născut pe 27 august. Băi, nu. Am plecat. Dacă mă iasă, eu plec. Unde te crezi? La podcastul tău? S-ar putea să schimbăm rolurile până la urmă, că și eu vorbesc mult. Las că te las să vorbești. Nu e Mozart și nici Piersic. Omul legitimat la Clubul Român de Kendo din cadrul Federației de Arte Marțiale și la Clubul Sportiv de Tir din Tunari. Corect, până aici corect. Auzi tunurile. Din Tunari. Actor, scenarist, comedian și cântăreț. Omul născut în Târgu Cărbunești din Gorj, Cornel Radu Pietreanu. Tam. Mulți ani trăiască, încă 100 de lei de la mine. Prima întrebare. Haole, să nu fii dur. Gata. M-am săturat de glume. Să nu fii dur. Sincer. Da, sincer. Nu. Iată, aceasta a fost. Uneori. Ți-a dat vreun primar de ani încoace cheia din Târgu Cărbunești, te-a făcut cetățean de onoare? Nu. Recunosc. Nu cred. Dar nu te întreb dacă aș fi vrut să fiu cetățean de onoare în Târgu Cărbunești. Nu știu. Alo, bună ziua. Băi, stai puțin. Alo, bună ziua, domnul Pietreanu. Da, sunt primarul din Târgu. Da, și dumneavoastră 10.000 de euro și vă dăm cheia de cetățean de onoare. Nici nu ți-a spus nimeni nimic. Păi nu știi că asta vine la pachet cu un teren de 500 de metri. Cine ar da gratis unui... Nu cred. Om care nu mai trece pe acolo de 40 de ani. N-ai mai trecut acolo? Am trecut, dar au murit părinții și nu m-am pe nimeni. De acolo aștept să-mi dea cheia de la casa părintească, să mă iau și eu ce de pe acolo. Și pe aia mi-au luat. Eu, mă rog, Brașovul este... Eu am trecut de multe ori prin Brașov, dar nici până acum... Pe mine, nici ca și pe tine, nu mă interesează cheia. Vezi ce înseamnă să fii corect și cinstit? Nu mă interesează. Cine să-ți dea cheia orașului? Mă interesează să mai salute lumea. Asta mă interesează în mod special. Doamne, te mai salută lumea, da. Vreau să-ți fac o destăinuire pe care nu ți-am făcut-o niciodată. Sunt te curios. Pregătești. Gata, sunt așa, curios. Mănuși. Ești prima vedetă pe care am văzut-o acum 30 de ani. Eu n-am ieșit de foarte multe ori din casă. Când nu eram vedetă. Ba, da, erai vedetă. Când m-a chemat la matinal. La... Nu, nu. Deci, acum 30 de ani, pentru prima dată, eu am fost la Costinești, la Galele Studențești. Era în 1993. Și, ca să zâmbești și mai larg, eram cu un grup umoristic. Eram 5 băieți și o fată. Prima seară am fost 3 seri la Galele Studențești. Știi foarte bine și îți aduci aminte că erau cele mai dure, cel mai dur public din cât a existat vreodată. Acolo bă, existai sau nu existai? Exact. Râdeai sau... Next! Bu, bu, bu! Ieși afară! Prima seară a mers bine și eram încântat de faptul că ne-au aplaudat și am ieșit afară. Am coborât la ceas, acolo și v-am văzut pe toți 3. Vacanța Mare, atunci, era, atenție, după 5 ani de activitate, era în vârful, nu știu, în vârful, nu era la vârful, dar erați una dintre cele mai... Atracțiile costinești. Atracție... Ursul era mic copil, dacă mă înțelegi, și maimuța. Maimuța, da. Ăștia mei și Colorata Mâine Gata erau mici copii. Și fii atent, tu erai așa, numai, dar nu știu dacă mai ții tu, îți dau niște elemente care nu mai există acum, acum apelez la memoria ta. În jurul ceasului erau mai multe te răsuci, ceva de genul ăsta. Tu, Dan, Mugur și cu tine, stăteați la o masă. Pe piciorul fiecăruia dintre voi era o fată. Dar nu aceeași. Nu uneam noi picioarele. Nu era întinsă, dar erați așa. Deci fiecare avea câte 2 fete și mai erau încă 2 în spate. M-am uitat așa la voi și zic... Asta e viața pe care vreau să... Asta e viața mea la 20 de ani, da? Eram cu ochii... Băi, uite, ăsta e Pietreanu. Deci eram, știi? Eram bălălăul ăla care se uita la tine și ziceam... Mamă, ce ți aduce gluma, tata. A făcut o glumă, uite-l pe Mugur, mamă, bineînțeles. Deci au meritat cei 20 de lei fetele la care au stat o jumătate de oră. Deci asta vreau să spun că e o imagine care îmi stăruie în cap, pentru că atunci, pentru prima dată în viața mea, am stat 2 luni la mare. Acum, sincer, una era nevastă mea și una nu știu cine. Oh, Doamne. Am vrut să spun chestia asta ca să mă iau de pe suflet, că o țin de 30 de ani. Îți mulțumesc de suflet că n-ai spus că pe masă erau halbe de vodcă, nu de bere. Pe bune? Pe vremea aia beam vodcă, multe, cu halba. Și dimineața ne tregeam cu, de la tec, acidulat, beam câte 2 litri să putem să respirăm, să ajungem până la terasă să mai bem o halbă de vodcă. Asta era bucuria noastră. Bani nu erau. Știi că galele studențești se făceau gratis. Am fost, pentru că eram student. Da. Și iată un punct comun al nostru. Unde crezi că eram student? Ai voi din 3? Hai să nu spui. Eram student la TCM. Și am fost la Craiova. Știu. Da, dar am aflat că facultatea e a 3-a stație de tramvai din centru. Atât am aflat despre TCM. A stat 2 ani dosarul meu să nu-l plouă acolo la secretariat. Nu, la mine s-a întâmplat altceva. Tu ai stat 2 ani, dar eu am stat 1 an. Pentru că după aceea... După acest Costinești 93, am venit la TVR și am început Robingo 93 și toată viața mea s-a făcut harcea-parcea. Mă mai certam cu cineva, cine are mai mulți ani de facultate fără să fi terminat vreuna. Eu am 10 și n-am terminat niciuna. Naumovici, Bogdan Naumovici are 12 ani de facultate și n-a terminat niciuna. Nu cred așa ceva! Când am aflat unul despre altul, zice, bă, te-am bătut. Nu cred! Mamă. Și acum râdem pe tema asta. Nu, dar mi-a scris zilele trecute Bogdan, era de Paște și mi-a zis, am pus o poză cu Andreea Marin. Și ziceam, Andreea Marin se uita așa și eu mă uitam așa cu drag la ea. Am făcut o poză chiar aici. Și Bogdan zice, și am zis, filmul La Răscruce de Vânturi cu Andreea Marin și subsemnatul. La care el zice, bă, noroc că-i Paștele, că altfel v-aș fi spus eu din ce film e poza asta, știi? Vreau să fac un scurt istoric ca să știe toți copiii, pentru că ei sunt 20 de ani. Câți ai, Cristiana? 23, scuze-mă. 14 și 13. 2 minori de la Centrul de Plasament al Muzicienilor. Yes, i-am plasat aici la mine. În primul rând, vreau să spun că după cei 2 ani de TCM de la Craiova, ai făcut facultatea de regie și teatru, 3 ani, și următorii 5 unde au fost? Primii 5 au fost la Petroșani, la Institutul de Mine. Petroșani. Petroșani. Anul 1, 2, 2 bis, 2 tris și 3. Dumnezeule mare, ești senzațional. Ca să înțelegi ce știi cu anul ăsta 2023 ce se împlinește de fapt? Am fost un ingimine regizor. Wow, wow, asta da, ingimine regizor. E, pentru chestia asta și pentru faptul că în 1988 s-a înființat Big Holiday, Great Holiday Inn, aș vrea să spun că, doamnelor și domnilor, și aș vă pregăti și voi puțin cu un tuș puternic, anul ăsta sărbătorim 35 de ani de Vacanța Mare. 35 de ani de Vacanța Mare. O spun doar de formă. Fanii noștri n-au nici vârsta asta. Băi, 35 de ani de Vacanța Mare mi se pare o realizare. Pentru faptul că, știi pentru faptul că ce? Că după 35 de ani încă poți vorbi de Vacanța Mare. Doamne ajută. La mulți ani! La mulți ani, Radu! La mulți ani, Radu! Melodia asta nu m-am cântat niciodată. Ceva mai... Ori o dați pe trash... Nu, pe doi a patra. La mulți ani trăiască! La mulți ani trăiască! Lasă că m-am luptat cu melodiile astea de-a lungul vieții mele. Aolea. Eu cred că tu ai scris în cartea asta, în Gânduri și Cânturi. E prima ta carte? Da. Prima ta carte. De restul l-am jucat pe scenă. Sau în spectacole. Din câte am înțeles eu și din câte știu eu, și acum îmi dau seama că nu a fost o întâmplare, tu ai făcut mai multe poezii și ai scris scenarii, te-am zis scenarii în prezentarea mea. Zi-mi, te rog frumos, de unde ai tu înclinația asta către scris? Știi că la un an vin ursitorile. Așa. Tavă, știi ce ia copilul aia o să fie. Fata noastră a luat bani, o să fie miliardară, poate e curvă, știi? Băiatul nostru a luat cheile, o să fie proprietar, o să aibă mașini în vilă, poate e pasnic la pușcărie, știi? Și eu am luat stilou. Ai mei bucuroși o să fie scriitor, poate mi-l băgam în fund, mă făceam, eu știu, designer, ceva. Nici acum nu se știe unde e stiloul ăla, știi? Și dacă tot am pus mâna pe el, zic, hai să-l folosesc. Tu ai zis lucruri foarte frumoase aici, dar tu ai făcut și ai făcut mai multe poezii. Chiar ai reinterpretat, dacă îmi dai voie să spun, și Deșteaptă-te române. Într-un fel sau altul. Păi nu, că îl am aici. Stai așa. Te că și am... Crezi că am venit așa cum mai la goală. Deșteaptă-te române. O să vă spun doar un alt timp se numește. Un alt timp, exact. Iar mi-a venit un mail. Da, de la Mugur. Să fii atent cu Radu. Mersi. Așa. Deșteaptă-te române acum cât mai e vreme, nu aștepta să vie semnalul prea târziu, nu simți cum mama îți plânge, cum fiul în brațe îți geme, purifică-ți destinul acum cât mai ești viu. Și un lucru care mi-a plăcut mie foarte mult, deșteaptă-te române cu bunul simț pe steaguri, cu patria în suflet, familia în gând, să trecem cu mândrie istoricele praguri, cu tricolorul sacru deasupra fluturând. Bă, da, iartă-mă, da. Tu ești chiar tare la versuri. Sunt copilul, cum ar veni, al lui Adrian Păunescu. Aveam 13 ani când l-am întâlnit și m-am dus la el, la Padeș, în Gorj. Sărbătoare mare, cenar cu flacăra pe piramida lui Tudor Vladimirescu, acolo, și m-am dus și eu cu un caietel de versuri scrise de mână. 13 ani, domnul Păunescu, am și eu... Nu mi-l da mie. Le pierd, buzunarul le pierde. Capul le ține minte. Și eu am scris mii de poezii. Nu le știe nici dracu. Nu mai la cântatele știu. Du-te de unde ești? De la Cărbunești. Du-te și spune-le să-ți facă pe spectacol, te urci pe scenă și le citești acolo. Lumea le va ține minte. Nu mi le da mie. Și te urca pe scenă? M-am dus acasă, țin spectacol, că a zis Păunescu, face spectacol. Ce spectacol, mă? Eu și mai cine? Atât, eu. Bine, a adunat lumea, ieși pe scenă. Am ieșit, am citit tot caietul și am plecat. Dar a fost spectacol. Și am zis, uite, mișto ideea. Da, da, tu ai prezența asta de spirit. Și noi am avut, dacă, de exemplu, se combina timidul cu scriitorul, cu poetul... Nu vedeai nimic acum. Exact. Locul ăla cu carte era gol. Deci tu te-ai scoteam doar coperțile. Bă, faină poza, faină poza. Da. Extraordinar. Și, a fost prima și ultima dată când te-ai întâlnit cu Păunescu? Nu, după aia m-am întâlnit de multe ori. Mi-a modificat viața. Pe bune. Când am ajuns în Cenaclu, în 85, cu câteva luni înainte de se închide Cenaclu, cântam și folk, spuneam și glume, și zice, bă, lasă-l încolo de folk, cam destui și cântă mai bine ca tine. Dar la glume n-am văzut altul mai bun. Ține-te de glume să învelim poporul ăsta. Tu pe partea ta cu umorul, eu pe partea mea cu muzica și poezia. Să fii un popor vesel și educat. Și l-am ascultat. Nu mă mai duc la festivalul de folk doar pentru sufletul meu așa. Mă țin de umor. Și mi-am făcut grup la Petroșani. Ca lumea, mă băteam cu Divertis, cu grupul. Noi eram 2 și erau 12. Și ne băteam la festivaluri. Tu erai, cum se numește, Cenaclu, Orizont. Cenaclu Orizont, da. Și grupul se numea Râsul Lumii. Eram eu și un tip, Ion Buda Țețu, care acum e prin Baia Mare. Și noi doi am ajuns legende în Petroșani, că eram nelipsiți. Cum poți fi ăștia și în aeroport, și în șerpărie, și în aula universității, peste tot cu spectacole? Aveați șofer, aveați mașină la Nu la existau mașini pe vremea aia. Petroșani. Eu am prins curcubeu alb-negru, e bătrân rău. Dar spunem un lucru pe care, sincer, mulți, eu personal, te-am descoperit în ultimii ani, cântând foarte mult și foarte bine la chitară. De când știi tu să cânți? În 84 am învățat la chitară, până atunci cântam la acordeon. De la 12 ani cântam la acordeon, de la Casa Pionierului, cum era pe vremea aia. Și la un moment dat a trebuit să cânt la chitară, că eram într-un club de turism alpin și toți chitariștii erau plecați prin alte părți, în practică. Băi, cine cântă la proba culturală? Bă, 3 acorduri, le învăț eu. Cu degetele încălcite, la minor, erau degetele unul peste altul. Am scos-o la capăt cumva. Și a venit alt chitarist, bă, dar de ce nu ții tu așa simplu? O, ce ușor era, ce mișto era. Și nu m-am mai despărțit de chitară. Extraordinar. 39 de ani de când nu m-am mai despărțit de chitară. Am cântat la anunți, dar cântam cu clapa, mai târziu cu chitara. Deci ești un fel de prins, știi, la clapă, la chitară, la peste tot. Dar nu în același timp. Băi, cum a fost chestia asta. Deci, efectiv, eu nu te-am cunoscut cu chitară, iar în timpul spectacolelor Vacanța Mare, primele spectacole, tu nu prea foloseai chitara. Nu, Mugur. De ce s-o car eu? La noi a fost un fel de exploatare reciprocă. El zicea că mă exploatează pe mine, că scriu textele și el doar vine să joace și așa. Eu îl exploatam pe el, că îl puneam în toate situațiile, de femeie isterică și bețâvă, de țigan. Păi da, dar și Dan Sava era pe vremea aia. De amândoi îmi bătea în joc. Ia măscăriți-vă voi, eu stau și pun întrebări. Chiar lumea se întreba, ce caută brunetul ăla la Vacanța Mare? Între două femei. Ăia doi sunt de toate. Nu, dar trebuie să arătăm, pentru că eu toate fotografiile astea o să le arăt. Dacă am vorbit de 35 de ani, e o poză în care avea și Mugur puțin cheveux, ca să mai exprim în germană. Acum e mai mult înăuntru. Ai avut vreodată plete? Da. Mi-am dat seama după urechi. După urechi. Că nu se vedeau de crâliunți. Cât ai avut plete? În perioada anunților, că așa era. Cum era în 80, că nu se... Nu mă credea nimeni. Cum, ăsta e acordeonistul, dar pe și de ce n-are crâliunți peste urechi așa? Nu e bun. Extraordinar. Noi ne-am mai întâlnit după aceea în anii următori și nu știu, ne-am întâlnit în Constanța de mai multe ori. Asta înainte să plece Dan de lângă noi. Și de fiecare dată mă întrebam, oamenii ăștia sunt deschiși cu toată lumea că așa simt ei sau că așa e în interesul lor? Sau sunt ei foarte sociabili? Adică pe mine, eram un tânăr vai de mama mea și eu mă dădeam mare. Băi, știți cu cine m-am întâlnit aseară? Da. Prietenii mei de la Vacanța Mare. Pă bune? Tot timpul mă deranjează. Știi că asta era poanta lui... V-ați dat vreodată prin amfiteatrul ăla, înconjurat de pom? Eu eram ăla din pom. Dar era prea mare efortul să ne prefacem, că era mai simplu să fim așa cum suntem noi. Ții minte că... Și nu vreau să stau prea mult, pentru că vreau să râdem foarte mult astăzi, dar aș vrea să ne aducem puțin aminte de Dan, pentru că ții minte că am vorbit imediat de fapt, în ziua accidentului, pentru că el era de dimineață. Iar drumul pe care îl fac acolo către Olimp, Neptun și așa mai departe, de fiecare dată când trec pe el, efectiv, și am trecut de multe ori în viața mea, pentru că am prezentat de multe ori la mare, mă gândesc la el. Invariabil îmi vine în minte Dan Sava și de fiecare dată mă duc la curba respectivă. Cu un fel de pioșenie, așa. Mă gândesc la el de fiecare dată. mi se duce mintea, nu mă gândesc la nimeni altcineva, cu toate că am probabil multe amintiri de la mare. Poate să-mi zburde creierul în alte părți. Numai Dan. Și aș vrea să-mi spui, ca să cei tineri care nu l-au mai prins, aș vrea să-mi spui ceva despre el astăzi. Câteva lucruri despre el, despre cum era el sau despre despre cum te bucura el pe tine sau cum făcea el măscări. Dar cea mai frumoasă chestie a spus-o frate sau Felix la mormântare, a zis Dan n-a trăit 32 de ani, a trăit 64 de ani pentru că se distra dublu și dormea pe jumătate. El era dimineața la antrenament, seara după amiază la fotbal, așa seara că avea spectacol, mușchi, avea el sportiv, lucra la sală, era fantastic. Deci ăsta prinde suta clar și nu cu mașina, cu buletinul. Da. Și foarte haios, foarte dezghețat, voios cu toată lumea. Nu l-am văzut odată încruntat în cei 9 ani, cât am stat, 11 ani cât am stat împreună. Tot timpul era vesel, pus pe râs, pe distracție, pe hai să facem ceva, să nu stăm, să nu ne concentrăm la viață. Că asta, dă-o încolo, trece. El zicea. Și mai e o chestie, o particularitate. În exercițiile noastre de imaginație, nu de imagine, ziceam, cum o să fim noi bătrâni? Pe mine mă vedeau, eu mă vedeam în haine de camuflaj decolorate, cu un baston, cu barba plină de ciulini prin pădure, ne-a rădut cu ăștia de mici, de culeg mure, ne-a rădut cu mai împușcați ceva, 6 vulpi, 3 urși senil, știi? Da, da, prin pădure, cu bastonul. Și pe Mugul vedeam paralizat într-un cărucior cu 3 căciuli în cap și 2 perechi de ochelari. Unde mi-s ochelarii? Du-mă în bucătărie. Nu vreau în bucătărie, du-mă la televizor. Până o obligă pe beata femeie să-i pună o travă. O travă, da. Da. Iar pe Dan niciodată nu mi l-am imaginat bătrân. Și așa a fost. El a murit tânăr și am rămas cu imaginea lui vie, râzând, pe scenă. N-am vrut să-l văd nici în coșciug, nici în locul accidentului. Mie mi-a rămas în suflet Dan, ăla care mi-a fost alături 11 ani. Viu și vesel. Frumos. Dar știi că și mie îmi vine exact, pentru că de asta am pus și imaginea cu voi trei, pentru că îmi vine exact fața asta zâmbitoare. Și... Și țin minte, și acum vreau să te întreb o chestie pe care eu înainte să te cunosc, râdeam, aveam caseta cu voi și aveam, pe vremea respectivă n-aveam mașină și țin minte o singură poantă, una dintre poantele pe care le auzeam. Dom'le, ce aia era un fel de sketch între un polițist și un, mă rog, cum era Mugur, era polițistul și unul dintre voi, cum te cheamă? Popa. Aici scrie altceva. Pe zero pe a. Din orice trebuie să scoatem un mor. Da, era fantastic, era pe zero pe a. Și acum îmi vin anumite pante de chestia asta. Pentru mine era un mecanism de a face umor, nu un talent. Adică ce pot eu să scot dintr-o întrebare? Ceva la care să nu se aștepte nimeni. Și atunci puneam toate răspunsurile la care s-ar aștepta cineva și le tăiam și găseam altul la care nu s-ar aștepta nimeni. De exemplu, când Crapul și Merumorât au spart un magazin și a venit poliția și a prins acolo. Al cui spațiul ăsta? Al nostru. Cum l-ați obținut? Înmulțind aria bazei cu înălțimea. Nu s-a așteptat nimeni. De-aia se râdea atât la spectacolele noastre. Glumele muzicale, cred că erau pentru prima dată, știi, te loveai de un... Când spuneai o poantă, vreau să spun ceva. Ce vrei să-mi spui? Și de fiecare dată răspundeai cu o melodie pe care nu așteptai, de unde surpriza, de unde râsul. Da, și pantomima de la final. Erau gesturi pe muzică. Și muzica, poate ani de zile ți-a spus ceva și asociată cu gestul nostru te făcea să râzi. Cum au fost distracțiile voastre cu televiziunile? În sensul în care 99 Pro TV, după aceea 2007 canalul, iartă-mă că am pierdut Etno TV-ul. Da. Deci nouă emisiune am avut la Etno TV. În perioada Vacanța Muzicală. Se numea Fabrica de Parodii Vamuz. Da, de la Vacanța Muzicală. Dar și Vamuz pe toți, să știți. Păi da. Atunci v-am amuzat pe toți la moarte. Iartă-mă, mai fac și eu. Și eu vreau să fac un grup muzical. Și eu vreau să fac o... Ce? Acum că mi-ai spus grup muzical, deci tu vrei... Tu ani de zile ai păcălit lumea că ai un grup muzical. Deci muzical vrei... de umor. Am crezut că vrei să faci un grup de umor, că atunci ziceam și eu că fac un grup muzical. Eu vreau să fac de toate. Știu un singur lucru, faptul că și chitara asta, și versul ăla, și chitara din tineret, copilăria ta, și versul din copilăria ta, toate sunt alături de tine și te ajută acum să te duci peste tot. Da. Am văzut că ai multe concerte, auzi. Iartă-mă. De fapt, tu faci concerte, ce să mai ai? Mai văd greșeala asta la folchiști. Se duce unul și are concert. Concert înseamnă mai multe instrumente care împreună dau... Concertează, da. Da. Am concert. Cu cine? Singur, am concert. Am și eu concert de umor, că fac mai multe personaje. Da, dar asta discutăm imediat despre chestia asta. De unde ai amintiri frumoase din toată perioada asta? De peste tot. Și acum la Antena 1, cred că ai fost surprins de valul de simpatie, pentru că asta am simțit și eu. Da. Când ai apărut prima dată la umor, cred că ai apărut după mult timp. Cu 2 ani, când am făcut Donald Trump. În momentul ăla ai zis, băi, stai puțin, dar nu mă știați de mult? M-a uimit și pe mine. Atunci n-a fost nimic. Oh, ce frumos. Peste un an m-am dus iar și am făcut un stand-up, nu știu ce. Ai izbucnit lumea din țară, parcă atunci mă descopereau, parcă mă uitase, nu știau cine. Ia uite, bă, unul bătrân, spune glumea. Mă sunau de peste, nu veni și la noi. Păi să pregătesc ca un spectacol. Nu, cu alea de la Ai Umor. Așa ceva nu mi s-a întâmplat. Nu am înțeles, spre mine veniți la noi. Da. Și mă duceam la sală, veneam cu glume noi. Mai zile pe alea de la Ai Umor. Nu cred așa ceva. Ză pe aia cu patefonul, ză pe aia cu grasa slava. Incredibil. Adevărul e, și asta le spuneam colegilor mei, că e foarte greu să găsești ceva nou, dar tu ai creat un paradox. Potrivit vârstei tale de cât ai? 35, 30, cât ai? Cam așa. Așa? Tu ai venit cu o chitară, atenție, niciun stand-upper de la noi nu are chitară să se acompanieze, de aici e deja un mare avantaj și știi foarte, și îl înțelegi tu mai bine decât toți. E conceptul music comedy. Music comedy, iar dincolo de asta, nu numai că ai cântat. Dacă m-a distrat pe mine apariția ta, prima ta apariție, pentru că na... că am zis de tine. De-aia te-a distrat. Nu mă! Ce mi-a plăcut? Cine mi-a pus gumă pe scaunul ăsta că vreau să fug? Stai acolo că te prind! Stau, fii de aici. Mie mi-a plăcut de tine următorul lucru. Tu ai făcut o chestie acolo pe care eu glumeam în interior. Bă, mai țineți minte cum s-a destrămat Milli Vanilli? Cum? Blame it on the rain. Știi faza? Da, ții minte faza. Când a prins banda. A prins banda CD-ul. Ce banda era? Că CD-ul pe vremea era... Da, bandă. Bop. Și ăștia doi păștia nu știu ce facem. Prima dată... S-au prins că... Au făcut bop. Dar că dracu, 2 minute mai puteau bop. Și zic, mișto poantă. Dar nu m-am gândit niciodată să pun în practică. Și când te-am văzut pe tine, făcând chestia aia cu... Holografă, da. Cât de departe, aia a fost senzațională. Da. Deci dacă vrei vreodată să o faci, eu sunt dispus. Acolo e chitară pe care ți-am acordat-o. Gata, boss, fac, abia aștept. Deci cât de departe, da? Asta e partea cu cât de departe. Semnat Radu Pietreanu. Regie. Muzică, pentru că chiar, dacă îmi permit, are voce mai bună decât la Dan Bidman. După operație sau înainte? Ce Dănuț, care e problema? Ce te uiți așa cu ochi goi? Deci stai să iau de la început cu explicația. Da, stai așa. Adică explicația e că suntem 100.000 de români pe un stadion. Mamă, și urcă cea mai tare trupă a tuturor timpurilor pe scenă. Ai dat 500 de euro pe bilet, urcă trupa pe scenă, toți, publicul, ua, gagicile cu bikini, fug, mi de asta, știi? Și începe trupa să cânte. Împodobește, mamă, brat. Nu asta, nu, era. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se întoarcă la mine. Ne parte. Cât de departe. Te opriți CD-ul ăla, cântăm live. Hai toată lumea cu mine. Cât de departe. Auzi, dar Dan știe de poanta asta? Da. Dar mai zice, eu mai bag-o pe aia cu CD-ul. Ăsta e de genial. Dar îi folosesc în multe sketch-uri, chiar alăturat cu Brenciu, cu mai multe personaje. Deci eu... Vor oamenii să audă. Spune-mi pe aia cu Brenciu. Fiți atenți, dacă eu mint, mă luați cu huo. Dacă spun adevărul, aplaudați. Cântă cu cuba tălvina, fals ca Brenciu și ca Ina. Uite. O, ieșiți afară! Renunțiților! De mâine mi-o altă trupă! Cântă fals cu glasul praf, parcă-i pui de holograf, măi. Și aici Dan Bitman îi place enorm. Cum e, mă? Da, da, știu că îi place. Deci am 3 pui. Cântă cucu în codmeana, plictisit ca Loredana. Mi-a fost vecină 10 de ani. Bă, bună? Da, da. Și auzit și-a melodia asta? Da, cum? Da, bună. Eu cu taică-s-o aveam treabă cu nevasile. La ora 9 noi jucam șah. Scriam poezii, jucam șah cu al bătrân, frumos. Bine, ea se trezea mai încolo, pe la 11-12. Chiar am pauză vocală. Acum e pauză renală. Oh, Dumnezeule. Bă, eu știu un singur lucru, că și aici trebuie să-mi explici. Ai început să scrii, bun. Ai început și cu chitara, bun, perfect. Ai făcut o trupă care este una dintre cele mai tari din România asta. Foarte bine. Și vorba aia, și și Tănase ar fi fost dornic să te aplaude. Îmi dădea bani de pe vremea aceea să-i scriu texte. Așa, în spațiu interbelico regal. Dar spune-mi o chestie. Care-i treaba cu tirul și cu artele marțiale? Deci tu ești un om absolut surprinzător. De asta te iubește lumea. Dacă te-ai limitat doar la scris și la nu, dar tu ai zis, ai vrut mai mult. Radu a devenit observator internațional la competiții în ring pentru cea mai importantă ligă profesionistă de profil la nivel internațional. Iartă-mă că citesc, dar nu o să-i face prostiile supervisor. Astea. World, iartă-mă. World Kickboxing Network. Corect, corect. La, nu mai, la. Tam-tam. Tam-tam. Cum te... Nu înțeleg. Când ai avut timp și de astea? Păi m-am gândit, băi, viața asta nu se ține 400 de ani. Hai să le fac toate în prima 100. În timpul liceului făceam judo, că nu era voie karate. Și ne învăța karate pe șiștacheți. Băi, înseamnă că e mișto dacă ne învățăm. Că n-aveai voie exact karate. Da, da, da. N-aveai voie karate. Dacă e... Pe șistache înseamnă că e mai mișto decât judo. Ia să vedem despre ce e vorba. E, și când am descoperit karatele, am auzit după aia că e unul kickbox mai tare decât karatele. Dai și alte lovituri. Mamă, ce mi-a plăcut și ăla. Și toate îmi plăceau pe rând, așa. Dar n-am avut timp să le practic prea mult, pentru că eram cu turnee, cu Vacanța Mare, cu nu știu ce. Și când am prins un pic de respir în stilul televiziunii, că scriam o lună, filmam o lună și 4 luni aveam liber, m-am umblat prin toată lumea ca supervisor. Deci, da, ce se întâmplă acum? Iar acum vreau să spun că vă arăt o poză. Această poză e o altă surpriză pe care am descoperit-o. Mamă, mă omori. Păi da, nu. Că n-aveam Pampers la 1 an. Radu, fii de aici, Radu, mamă. Tu trebuie să înțelegi că au trecut în anii ăștia 30 de ani de când te cunosc. Pentru mine lucrurile astea au venit ca niște surprize formidabile. Iar poza asta, doamnelor și domnilor, pentru că atunci când Tom Cruise... Ce, vi se pare deplasat? Suntem cam de aceeași vârstă. Octavian Ursulescu, știi? Vi se pare deplasat. Nici de cum. Doamne și domnilor, iar acum vi-l prezint pe ultimul samurai. Ce Zimex? Deci tu practic, nu numai că ai văzut filmul ăla de mai multe ori, sincer, știi de unde îmi dau seama? Nu după săbile care le ai aici. După paloarea feții, că sunt ultimul. Nu. După copacul înflorit din spate. Sakura, floarea de cireș, da. Înțelegi? Deci tu ești fan, ce să zic? Sunt fan arte marțiale. Toshiro Mifune. Război în Pacificul, Lee Marvin și alte filme, Cei 7 samurai și asta. Și chiar practic, Iaido se numește, este sportul cu sabie fără adversar, cu adversar imaginar, kata-uri. Și ramura pe care o practic eu se numește Seitei Iai, sunt mai multe ramuri, Omori Ryu și multe alte, nu vreau să-ți încarc memoria. Memoria mea e goală, încarc acum. Iartă-mă, dar amintirile mele le-am dat pe toate aici, acum trebuie să mă încarci. Și mi-a plăcut, am învățat de la sensei Nelu Gârbea, am făcut împreună kata-uri sincron, În mai multe locații. Adică eu acum, dacă îți dau două săbii, tu știi să le... ciocnesc între ele să zic Hristos a înviat. Nu, dar tu știi să faci pasul ăla. Adică știi cu pasul, flop, 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 te întorci. Piruete de la nebune. Da, da. Și practic faza ta preferată din Ultimul Samurai, care a fost? Din Ultimul Samurai, când i-a zis ăla, too more mind. Adică te gândești prea mult. Aia a fost genială. Nu înțelegea de ce și ia bătaie tot timpul. Cel too more mind, în engleza lui stâlcită, Samurai. Nu te mai gândești. Atunci când l-au luat în sat acolo la ei. Da, când ploua și tot bătea. Ce dracu faci? De ce nu? Too more mind, te gândești prea mult, lasă să curgă. Așa am făcut toată viața și nu mi-am dat seama. Lasă să curgă, umor, poezie, lasă-le să curgă. Nu face ca la deșteptul. Bă, poate nu-i bună poezie, o iau înapoi să mă schimb ceva. Lasă să curgă. Așa ți-a venit de la Dumnezeu inspirația, lasă să curgă. Adică tu vrei să spui că dacă tu ai scris o poezie, una dintre astea, din cartea asta, tu n-ai mai revenit deloc? Nu. M-am asigurat că are metrică, are rimă, are mesaj și am lăsat-o să curgă. N-am revenit niciodată. Care e alta preferată de aici? Ultima dorință, care e prima poezie. După cea cu Rugă pentru Adrian Păunescu, că am început-o cu Rugă pentru Adrian Păunescu, de un omagiu. Și apoi Ultima dorință e prima poezie. O să citesc o singură strofă. N-am ochelarii la mine. Asta era exact ilustrația de la album duminical de pe vremuri. La tarararara. Fii de aici. Zice așa. Ultima dorință. Ce să iau cu mine către neființă? Ce să-i cer vieții dincolo de ea? Care o să-mi fie ultima dorință? Întrebare simplă, infinit de grea. Bă, tu scrii bine, mă. Nu știam de poeziile astea. Calculatorul. Bă, da. Jumate dintre ele sunt puse pe muzică. Ești o combinație nefastă sau perfidă sau mișto sau senzațională între modestie și glumă și... Exact, nu gândești prea mult, zi flow-ul minții, știi? Too more mind. Too more mind. Nu te gândi prea mult, dă-i drumul. Ce ai în tine, dacă te asiguri că e bine, ce ai în tine, dă-i drumul. Asta a apărut acum? Acum 12 ani. Și de ce nu faci o reeditare? Pentru că am făcut-o pentru prieteni. Prefer să fac cadou prietenilor care mă cunosc. Bun. La următorul album, îl face numai pentru prieteni. Aia casă vinil? Nu. Zi, să-i zic pick-up? Nu. Îți cumpăr eu. Dacă ai vinilin, e ok. Îmi fac dintr-o geacă, da. Da. Unde ești toltean? Mâncați așa, așa. Pentru că... De la crama acum vinilin. Pentru că eu vreau neapărat, exact așa cum ți-am spus în mesaj, ai mâncat ceva de dimineață? Da. Ce? Am gafat. Dar după ce am luat anafura... Eu vreau să spun că... Resturi de la Paște, ce puteam să mănânc? Bine mă, fie, dar au trecut câteva ore bune, de aceea Andreea ți-a pregătit ceva. Uite. Vai de mine. Eu nu știam ce mănânci tu. Aur și platină. Uite, aur și platină. Pune chitara puțin jos, acolo, iartă-mă că te fac să... Te muncesc. Sau... Ai legat-o cu sfoară să nu furi olteanul. Stai mai bine, să aduc aproape de tine... Aproape de tine. Bine, așa ești pe chitară pe care încerc să o prind. Asta mi-a reușit. Asta ce? Mămăliga Brânzăli. Asta ce? Brânzăli. Sucărelos barbăli. Hai de șavale, hai de romale, hai șavalența, pam, pam. Băi, n-am pregătit melodia asta. De unde o știți voi? Din experiență. Scuză. Voi face spectacole fără mine? Voi face spectacole cu Radu? Când am timp, ți-i împrumut și ție. Te gândi vreodată să faci o nebunie mai amplă decât omul cu chitara? Da. M-am gândit să fac turneul meu de retragere de pe scenă, care, ca și la Rolling Stones, va dura 20 de ani. Ultimul spectacol. 500 de euro biletul. Așa? Și să le cânt ceva. Ok. Pentru că facem exerciții astăzi de imaginație mai mult decât de obicei, vreau să te întreb, faci spectacol de retragere. Te așezi cu o lună înainte, două, trei, Îți iei un pix, te așezi frumos o coală de hârtie și începi. Pe cine să invit eu la spectacolul de retragere? Spuse Radu Pietreanu. Și acum începe lista. Bruce Willis, care și așa e pe ducă, Phil Collins, Horia Brenciu. Vrei să te pun lângă Miley Cyrus? Băi, pataia, e în permanență, nu știu cum... A avut o relație cu frasul Thor. Îl știi, pe... Da, Chris. Chris, așa. Dar văd că le ai cu informațiile de ultimă oră. Din asta trăiesc. De ce crezi că am hanoracul pe mine? Să nu se vadă gradele. Mișto. Și de fiecare dată tipa, apropo de internet, ea vorbește așa. Hello, I like to... și mai răgușit decât mine. Atenție, dintr-o Hannah Montana, să nu uităm niciodată lucrul ăsta. Dintr-o Hannah Montana plină de vivacitate la 12 ani. Acum e ceva de genul. Așa a început tot. Și ăla, Hawking, Stephen Hawking. Și tot așa vorbea. Da, dar cu alte elemente. Vreau, ai mâncat, ți-am zis să nu mănânci. Da, asta e viața. Nu mănânc nimic de acasă, tocmai pentru că am podcast. Tu când îți faci un podcast? Și e foarte... E foarte proaspătă, nu ți-au dus cuțit. N-ai cuțit? Vrei cuțit? Nu, zic că e foarte proaspătă. E foarte bună. O păstrez, când ies de aici poate am dușmani pe afară. Am înțeles. Nu mănânc mămăligă, abia mi-am pus dinții și... Ok, bine. Pregătiți chiftelele. Trebuia să-mi pun dinții pentru că nu se mai înțelegea ce vorbeam. Am zis, vreau să zic tată, ziceam flaflă. La fasolă ziceam fanfole. La Brenciu cum ziceai? Flenciu. Am vrut să-i zic lui nevastă mea, scumpa mea, te iubesc și mi-a ieșit firar, mamă, ta dracu de curând, mi-ai mâncat 20 de ani din viață. Hai să lăsăm glumele. Pentru că vreau să văd... Cum să lăsăm glumele? Mă lași muritor de foame. Vreau să văd dacă adevărul istoric... Cum îi zice doctorului, sănătate! Vreau să văd dacă adevărul istoric se pupă cu prefectura. Așa. Băi, adevărat că tu i-ai dat porecla lui Moroșanu moartea din Carpați? Nu cred așa ceva. Nu trebuie să crezi. Am dat-o să folosească de ea, nu să crezi tu. Deci te-ai zis, băi, băiatule, băi, fii, Moroșanu, de azi înainte, i-ai dat-o că... Trebuia să fie ceva și comic, dar și înfiorător în același timp. Și nu găsea nimeni nimic. Băi, moartea, cum mi se pare, înfiorătoare, dar moartea din Carpați. Băi, parcă ar fi așa, o poreclă de la țară. Așa a rămas numele. Băi, și-mi place, băi, gata, de acum sunt moarte din Carpați. Și când a auzit el în galele internaționale, în Japonia, în asta, când zice Carpathian Death! Mamă, cum sună la 50.000 de vați Carpathian Death. Extraordinar. Deci, iartă-mă, dacă era în America și totul era conform contractului, tu acum erai milionar. Dacă era în America și... Când scriu câte 20-30 la un script, la un scenariu și eu scriu singur, eram de 20-30 de ori mai milionar decât ei. De tine, știu, te înțeleg perfect. Asta mi-a zis regizorul de la Garcia și Oltenii, Sam Irvin. Deci, tu ai scris toate astea, da, și în fiecare sâmbătă și astea, emisiunile, da, singur, da. Bă, păi tu aveai miliarde în America. Ieri discutam, apropo, tot discutam cu nevastă mea despre 2 bărbați și jumătate. Efectiv, dincolo de publicul din background care reprezintă un imbold pentru râs, băi, omule, sunt poantă după poantă după poantă. Din poantele alea îți dai seama că nu degeaba, în urmă cu 8-9 ani, când sindicatul scenariștilor din Hollywood a zis stop, facem grevă, s-au oprit toate emisiile de la Jay Leno până la... Înțelegi, pe vremea nu era Jimmy Fallon. Deci, efectiv, s-a oprit toată industria, pentru că scenariștii erau golden. Da. Extraordinar, într-adevăr. Iar tu, practic, din niște spectacole, de când erai tu tânăr, de când stăteai cu fetele conform imaginii domnului Brenciu, de acum 30 de ani, tu acolo făceai câte scenarii? Făceam 4 spectacole pe an. Scriam 4 spectacole noi, în fiecare an. Și de atunci, din 90 și 99, la ProTV, câte s-au întâmplat? 30-34 de emisiuni pe an, deci 15-16 spectacole pe an, de 2 ore. Cât s-a muncit la un scenariu? Nu știu, la început, până 2-3 zile Îmi lua cam un episod pe zi, după care scriam chiar 2 episoade pe zi, când îmi intram în bulan. Te gândeai la mine câteodată? Când zic bulan, la tine mă gândeam și nu la fetele care stăteau aici. Aoleu, de și în 16 zile scriam 16 episoade. Extraordinar. Început mai greu și sfârșit mai în forță. După care le filmam în alte 2 săptămâni și 3 luni rulau, 4 luni, 16 episoade rulau. Și eu îmi vedeam de galele de kickbox prin lume. Și de antrenamentul cu Moroșanu. Eu l-am descoperit. Stai puțin. Deci nu numai e dat moartea din Carpați, l-ai și antrenat. Un timp, da. Eram la înscrieri la Local Combat și veneau pe rând, erau câteva zeci de copii. Și întrebam, de unde ești, ce sport ai făcut? Și apare ăsta, când l-am văzut, gata să mă umfle râsul. Un nas strâmb, așa, roșcovan, ochii mari, muri, gurița mică, lipită din noastră. Și eu... Tu, de unde ești? Ești! Ce sport ai făcut? Rugby! Zic, de acolo, în gândul meu. Gata, ești de-al meu, trece aici departe. Și în seara i-am dat să bată cu 2 bodyguards de-ai lui Mazăre. I-a bătut pe amândoi. Nu cred, da, așa ceva! Eram pe litoral, dar nu știu, dădeau. Și am zis, băi, ăsta e bun, ăsta rămâne. Mă duceam la Iași câte 10 zile, 15 zile pe lună, să-l văd cum evoluează, cum se pregătește, cum nu știu ce. Când nu avea adversar, mă băteam eu cu el până când a prins forță și param cu 2 mâini croșeul lui. Mi-a spart sternul, uite aici. N-am închis coatele la timp și eu l-au dat mult dubian, că și eu l-au sparing. Și au dat, a făcut trosc și a venit ca lingura în față și 9 zile n-am putut nici să râd. Și acum țin minte cum mi-a făcut roast la umor. Eu i-am spart sternul, întrebați-l. Haios, foc. În 10 ani de zile mi-a citit toată biblioteca din casă și nu e mică. Lua câte 3-4 cărți, pleca la Iași, venea peste 2 săptămâni, s-a întrenat cu mine. Băi, am terminat cărțile, iau altele. Lua, hop, tot a citit. Omul e spirit. Genial. Acum își deschide a 2-a Academie de Arte Marțiale, Cătălin Moroșanu. Tu ai fost pentru Cătălin Moroșanu, ce a fost pentru mine... Îi pomenesc numele de fiecare dată pentru că dacă nu era aia, noi nu stăteam față în față. Acum 30 de ani, că tot fixul meu de acum 30 de ani, era Adelina Șuvagău, așa se numește. Era realizatoare la TVR și mi-a zis, m-a văzut la gala studențească. Pe vremea eram bronzat puțin mai... Adică din tricou tu îți făceai 2? Ai 3. Hai, exagerez, 3. Așa. Și zice, nu vrei să vii tu la Radio Vacanța? Pe vremea la Radio Vacanța erau 2 femei. Marina Almoșan. Și Adelina Șuvagău. Da. M-a tras la o parte, mi-a zis, hai până la discoteca Tineretului. Că facem o emisiune de televiziune. Vin. Atunci eram, da. Eram yes man pe vremea respectivă. Dezbracă-te. Yes. Îmbracă-te, yes, aruncă-te în apă, yes, eram tot yes. Pentru că, și practic ăsta e cheia succesului, să fii yes, știi? Să fii yes man în sensul în care să nu zici, nu pot să fac chestia asta, nu, e sub denumitatea mea. Du-te, bă, și trăiește-ți viața, descoperă, experimentează. Și uite așa s-a întâmplat să ajung acolo. Și acum închid paranteza și îmi cer scuze că ți-am spus din nou despre acum 30 de ani. Că e podcastul meu, nu al tău. Zi, mă povestesc despre tine. Zic că e interesantă viața ta, hai că a început să mă prindă. Iar nu am oprit filmarea acum, zi, continuă, Horia. Chiar am fost inspirat să te invit. Doamne, și mămăligă asta mi-a ieșit demențial. Dacă simți nevoia să plângi, spune-mi, Horia, nu te sfii. Să mai vină un șervețel. Bine, hai băieți, pauză de țigară să-și revină invitatul. Așa? Este... Băi, eu n-am văzut de 30 de ani, ce naiba să fac? Ce naiba să fac? Îți spun ce mi-am... Eu știu foarte clar că de când m-am apucat de emisiunea asta, zic, bă, Brenciule, fii de aici. Dacă tu vorbești mai mult decât invitatul, te dă lumea afară de casă. Și asta încerc să fac de fiecare dată. Eu care treceam, deși nu m-am născut ca Florin Piersic sau Radu Pietreanu pe 27 ianuarie. Sau ca Măruță. Și Măruța? N-am găsit. 27. N-am găsit. Așa. Cronicile l-au pierdut pe Măruță, ne-a făcut o favoare. Măruța e cu cronicile din Narnia. Da, da. Bianca Brad, cine mai e pe 27? Eu rețin doar valorile. Bândește. Mozart, Pietreanu. Moroșanu ar trebui să te pună la intrare. Acesta este Mentorul meu, da. N-a făcut asta până acum? Nu, dar e... Pe unde e întrebat în podcastul nostru să spune despre mine începuturile, cum l-am pregătit, cum l-am antrenat, cum i-am pus poreclu, cum i-am făcut masaj înainte de meciuri, tot. Nu cred așa ceva. În Amsterdam, în Cehia, în Japonia, în peste tot. Nu cred așa ceva, nu, ești... Am poze vechi cu Moroșanu, eram amândoi copii, acum 15 ani. Iartă-mă, dar vreau să încercăm o chestie. Nu. Să-l suni, să confirme. Nu, asta se întâmplă. Ceea ce e pregătit deja să spună, să susțină minciunile. Nu, vreau să rog un lucru. Vreau să-mi dai primele instrucții. Vreau să-mi dai doar o mică instrucție. Atât. Așa. Eu sunt Moroșanu. Așa. Deci, fiat, eu sunt Moroșanu. Nu scoate cuțitul. Eu sunt Moroșanu și tu îmi zici, băi, eu, visul meu a fost să mă știu să mă bat. Nici acum nu știu. Știi care e faza? În momentul în care înveți să te bați, nu te mai bați. Adică înveți să mă apăr. Adică asta dau sfatul tuturor copiilor. Să înveți arte marțială pentru echilibrul lor psihic, în primul rând. Uite, asta e, tu ești acum profesor de arte marțială în continuare, nu? Nu. Dar oricând poți să deschizi o clasă. Cred că da. Mai mult ca sigur. Deci fii atent. Stai să văd ce bani îmi ies la podcastul ăsta și cu îmi deschid nouă clasă, o fereastră de clasă. Eu sunt acum un copil care a venit la Radu Pietreanu clas. Eu vreau să mă apăr. În primul rând, ridică-te în picioare, nu poți să te bați de... În al doilea rând, să nu folosești niciodată mânușile fără bandajul acela pe degete, că s-ar putea să rupă. Dar acum n-avem timp pentru bandaj. Ok, și acum stau. Așa. Vreau să văd ce faci tu prima dată cu mâinile. Mă apăr. Bravo! Asta e prima lecție și o știi. Bun. A doua, directa. Asta. Da. Și mi-a plăcut că rotești piciorul, dar să nu-l deslipești de pe sol. Nu-l... Cu șoldul. Rotești piciorul cu tot. Că lovitura nu vine numai din braț, vine din tot corpul. Și pleacă de jos din picior. Ok. Asta e dreapta. Da. Și asta stânga. O lovești frumos, pierzi timp ca să o aduci. Mâna pleacă, se duce deja, se îndreaptă în momentul în care atinge. Iar ai pierdut timp să aduci. Tu aduci direct. Aia e. Bun. Și acum 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ce fac acum? Acum te gândești ce o să te întreb eu, dar tu ești pregătit pentru orice. Știi croșeul? Croșeul ăsta. Da. Croșeul de dreapta, 3, 4. De obicei, tot așa, rotești, mâna nu părăsește, ca și cum ai avea o țeavă între mână și umăr. Și țeava aia nu se poate face lungă sau scurtă, mâna rămâne așa. Aha. Așa, vii cu umărul, o dai cu mâna. Scuze-mă. Cu mâna. Acum ai dat directă, în loc de croșeu. Băi, fantastic. Și mai ai uppercut-ul. Deci ăsta e așa. Dar nu rotești brațul ca și cum ai dat la pește. Te lași și te ridici odată cu lovitura. Aia, te lași cu corpul și te ridici odată cu lovitura. Aia e. Și acum cu cealaltă. Atenție la sticlă. Ți-am distrus atenția. Foarte bine. Mulțumesc frumos. Tu chiar ai făcut box. Dar să mă păcălești. Ai făcut ceva, un an tot ai făcut. Mulțumesc. 10.000 de euro, atât e prima lecție. A doua, pe gratis. Dar pot să plătesc în două rate? Îți mulțumesc tare frumos. Eu îți mulțumesc. Deci, nu, tu ești prea complex pentru un singur podcast. Hai să facem 3. La ce oră pleci acasă? Și le pui cum vrei. Nu știu, m-am gândit să-ți creez un cadru special în care să ne întâlnim. Chiar dacă mămăliga asta n-a mers așa cum așteptam, m-am gândit să ne întâlnim... E bună, dar nu merge cu cafea. M-am gândit efectiv să ne vedem și să nu ne grăbească nimeni. Dacă ne-am fi întâlnit noi doi la un restaurant în oraș, tu mi-ai fi spus, băi, îmi pare rău, trebuie să merg. Aici ți-am zis, Radu, vii, trebuie să te întorci la Azuga. Ok, las-o așa, mai amână puțin Azuga pentru că... mai trebuie să stăm mai mult, pentru că știam că va fi... Dacă știu că te ajută chestia asta și slăbești, vin în fiecare zi să facem box. Crezi că boxul slăbește? Da. Adică se duce grăsimea inutilă, rămâne grăsimea de rezervă, care e pe sub mușchi. Deci ce e peste se duce. Pentru că corpul intră în panică. Bă, cât efort, de unde mi-au energie? Că în timpul ăsta nu mănânci, nu bagi suplimente, de unde mi-au energie? Și ea din rezervele externe. De pe burtă, de pe aripioare, chiar ajută. Pe lângă tonifiere. La mine zice, băi, are burtă, e grasă, dar pe sub burtă e plată și să-mi dai cuțitul, face spiral. Grăsimea e peste. Deci nu, e... Trebuie să mi se sedimenteze ce s-a întâmplat aici. Probabil o să mai dau încă o dată să văd... Vreau că ai zis acolo că am făcut și tir. Nu te apuci acum, a scos pistoalele, ea învață mai... Zi-mi filmul tău preferat cu tirul. Lunetistul, normal. Și seria de 3 sezoane și filmul cu Wahlberg. Și filmul? Și primele 3 filme, ălea cu Lunetistul 1, 2 și 3, cu... Cum îl chema pe ăla? Da. I-a tăiat degetul. Da, nu mai țin minte. Dar vezi că e și aia cu Tom Cruise. Aia mi se pare interesantă, pentru că în discuția pe care o are cu tipul de la... M-am scapă numele lui. Da. Richard. Richard. Și în discuția, cine poate să... Un singur om putea să nimerească în ăla de... Da. Ultima dată când ai fost la tir... Când a fost? Când ai tras cu armă? Nu mai știu, acum vreo 2 ani. Pe bune? Da, păi acum îmi vin animalele în curte și mi-e frică, la azug acolo și... le cunosc pe nume, pe vârstă, pe porecle, pe zodii, uite, mistrețul săgetător. Stai puțin, de când te-ai mutat la Azuga? De vreo 3 ani jumate. Și asta ai făcut-o din București la Azuga? După 28 de ani de stat în București. Extraordinar. În sfârșit am descoperit aerul curat. Ce idiot! Extraordinar. Da. Deci cel mai important pas în viața mea ăsta a fost. Ăsta a fost? Uite, deja mă gândesc la pasul ăsta. Bine, sper că n-aude nevastă. Ăla a fost cel mai important pas. Deci scrii foarte bine, dai sfaturi foarte bine pugilistice. Știi că eu sunt tipul care a citit despre Jack Dempsey, despre Gene Tano, știi despre ăștia care s-au luptat. Înseamnă că ai o pasiune pentru box. Tata mi-a insuflat-o de când se uita pe vremuri la box. Și de fiecare dată îl vedeam în fotoliu, se uita și... Nu! Și el, de fapt, era ușor, ușor te prinzi în... Și dai și tu și faci. Da, nu știu, știi bancul cu bărbatul care aștepta finala la unirea centurilor, aștepta de luni de zile, mamă, și seara aia la 8 începea finala. Se pregătește, face baie, ia halat, apă la picioare, călduță, cu sare, berea rece acolo, floricelele, tot, țigările puse acolo, tot aștepta, de drumul la televizor... Marea finală, runda întâi, pac, de la un pumn, cade, plec. Apare nevastă amestecând. Acum mă înțelegi? Ai de capul meu. E o poveste și aici, frumoasă, apropo de toate meciurile de partidele de-astea de box de-a lungul secolului 20. Ăștia cu knockout, mai ții minte... al lui Tyson, de fiecare toată, puf, poc. Băi! Dădea de frică, pentru că era mic și trebuia să termine meciul repede. De asta i-au și înscenat cu pușcăria, pentru că avea contracte cu HBO, nu cu Horia Brenciu Orchestra, cu postul, să dureze 10-12 runde, să aibă reclamă. Și el în 2-3 runde termina meciul. De frică, pentru că era cel mai mic. El era prieten cu toți ceilalți mai mari, în rest. Dar în ring trebuia să-i ucidă repede să nu-și ia bătaie. Extraordinar. Și a zis, bă, fă și tu să dureze mai mult. Nu pot, că mi-e frică. Atunci în pușcărie cu tine. Extraordinar. Trebuia să violeze el, care închiria un hotel întreg, venea cu 40-50 de prieteni. Ce tare. Da. N-am știut-o pe asta. Văd că te uiți la tot felul de... Văd că ești un om foarte updatat la... Încerc. Când vine netul, când nu... În 2013 te-ai înhăitat cu mai tinerii tăi colegi. 2014. Nu, 2013. A fost Tibi Neuronul și Cristi Priza. 2014, pe 28 iunie. Ma. 2014. Trebuie să-mi dau seama că sunt bălălău. Tu ești cel care... Și a durat 2 ani jumate până în decembrie 2016. Scuze-mă, cum erau? Ei erau unul după altul? Sau voi erați unul după altul? Sau cum era? Da, chestia, unul după altul, da. Cristi Priza deschidea, după aia Neuronul și după aia eu. Cu chitara. Și oral și instrumental. Acum te-am văzut alături de George Tănase. E adevărat, e mult mai suplu decât mine. Cred că toți sunt mai supli decât mine. N-ai nevoie de unul matahală pe scenă. Că, na, omul trebuie să... Ba da, că am și o bagaje de Am chitară de acordat și nu mă pricep, ești omul muzică. Așa. Am o întrebare. Cine urmează? Cum trebuie să te... Mintea asta a ta jucăușă trebuie să te gândească la ceva. Cum vezi tu anii care vor veni? Cu cine vrei să te înhăitezi? Îi las să vină, îi las să vină. Surprizele îmi plac. Să vină totul de la sine. Și cu George Tănase am avut o mare, mare surpriză. Ne-a pus impresarul împreună, duceți-vă în turneu. Și am descoperit un om talentat, un om care a citit mult, un om cu mult bun simț. Deci o persoană pozitivă, o persoană de calitate, pe care mi l-am apropiat cât am putut. Îi sunt și naș de cununie și chiar... Îmi place, mă simt în siguranță cu el. Omul cu care nu trebuie să mă prefac când vorbesc sau să gândesc dinainte ce spun. Așa obișnuiesc să spui și despre mine. Pe vremuri, acum 30 de ani. Auzi, dar știi care e chestia? Că, deci eu dacă vreau să te fac naș, eu ar trebui să fac al 5-lea copil ca să... Păi în 2014 pe cine ai avut naș? În 2014? Atunci te-ai căsătorit, nu? Da. Dar n-ai făcut cununie. Ba da. Militară, numai pe civilă. De unde știu eu că ai fost în armată? Uite la fața mea. N-ai fost? Am fost. La rachete? Nu. La unde? La infanterie. La Lipova. N-am voie să spun că s-a desfințat. Unitate. Nu cred așa. Și află cineva și cumpără clădirile și face un angro. Păi ce? Nu poate să fac un angro acolo? Dar trebuia să nu fac armata, pentru că nu vedeam cu ochiul stâng. Făcând tir de la 12 ani, stăteam câte 10 ore cu ochiul stâng închis și cu ochiul drept pe armă. Și treptat, treptat mi se dimina vederea. Și la 18 ani, când m-a băgat la control, ne-a băgat câte 3. Și eu nu vedeam cu ochiul stâng nimic. Și am învățat cu ochiul drept toate literele mici. Când mi-a pus paleta, știam că punctul ăla e M, punctul ăla e 2, punctul ăla e E. Și gata, admis. Vreau neapărat să fac armată. Îți plăcea ideea de a trage, nu ideea de a... Prietenii mei din liceu, cu 2 ani mai mari, au făcut armata la Lipova și îmi trimiteau scrisori din armată cu planurile pe unde să fug în oraș, cu gagicile, cu tot. Acolo vreau să fac armata la Lipova peste 2 ani. Așa s-a întâmplat și cu 30 de ani. Așa vreau să ajung și eu. Ca Brenciu. Îți place Bob Marley? Nu. Și atunci de ce ai dat citat de la el? Citatul, da. Citat, când era bolnav, da. Da, și a zis cei din staful lui: Bob Marley, dar de ce te duci pe scenă? Că ești bolnav, o să stai acasă. Și asta atâta timp cât cei care fac rău nu și-au o zi pauză, eu de ce să-mi iau? Asta mi-a plăcut maxim. Și asta fac și acum. Dacă există... sunt bolnav, mă duc pe scenă, mă duc la spectacole, pentru că ăia care fac rău și îți dau o amendă sau tăie din pensie sau așa, ăia nu-și iau pauză. Mișto, foarte frumos. Dar de fiecare dată m-am gândit... De ce faci tu spectacole? Ești unul dintre oamenii care, chiar dacă ești din vechea gardă, ai o poftă incredibilă de a face spectacole. Pentru că eu așa mă hrănesc. Exact. Din energia lor, din râsul lor, din aplauze, e o hrană pentru mine. Dacă tu ai fi ofertat acum de un turneu prin țară sau o emisiune de televiziune în care să fii tu protagonistul unei emisiuni, poate și chiar de umor... Dă un preț. Nu, să zicem că ambele, fii de aici, ambele venituri, ambele onorarii, din turneu și din emisiune... Turneu, 100%. Ce-ți place la spectacolul live? Ce-ți place? Care-i... Comunic cu oamenii, spiritual, dacă vrei. Eu le spun niște glume, fac să se relaxeze. Omul când dă capul pe spate nu poate fi rău. Când râde, în clipa aia nu e rău. Nu se poate gândi la rele când dă capul pe spate și râde. Nu poate fi rău, chiar dacă vine hotărât să nu râdă. Sau să-mi strice spectacolul. În momentul când îl surprinde și dă capul pe spate, știu că atunci e un om bun. Și când îi văd că râd, că sunt bucuroși, și după spectacolul meu zice: bă, când au trecut 2 ore, mâncați așa. Mă duc acum acasă, îmi pup copiii și nevasta, nu ca de la cârci, mă duc și o bat și pe ei și pe ea. De la mine pleacă bucuros, descătușat. Și eu la fel, încărcat cu energie, să duc și a doua zi spectacol și a treia zi. Asta mă ține în viață, spectacolul. Rododendroni, ca să nu ne zic duși, așa, sunt prin public? Nu-i observ eu. Pentru că dacă ar fi un spectacol numai pentru ei, ei au și observat, dar așa sunt omogeni și poate sunt, dar nu-i simt. Mi-a plăcut foarte mult când te-am auzit spunând citatul de la Bob Marley și în același timp mi-a plăcut foarte mult mi-am dat seama că pe tine spectacolele live nu numai că te încarcă, De asta sunt aici, cred că de asta exist, de asta am studiat, de asta am făcut poanta, de asta am învățat la chitară și uite, toate învățăturile mele de o viață întreagă sunt puse aici în fața voastră. Alții sunt speaker motivaționali, eu fac același lucru numai că prin glume și muzică. Tu ai putea fi oricând un speaker motivațional. Da, am un proiect cu câțiva speaker motivaționali de la NBA Kids. Super. Da, și să le învățăm pe copii cum să se descurce în viață, cum să îi afaceri și toate astea. Dăm o singură pildă, un singur frame, o singură secvență din tot speech-ul al tău. Cu siguranță te-ai gândit puțin la el. Da, m-am gândit să-i... Eu sunt copil de 5 ani. Oricum n-am trecut de vârsta asta. Copii pe scenă. Tu ești regele și tu ești regele cel rău și ai căzut prizonier. Ce faci cu el? Îl bați, îl omori sau îl ierți? Mișto. Tu poți să alegi. Îl omor. Bun, acum tu ești prizonierul și tu ești regele câștigător. Să schimba situația. Tu ce faci cu el? Că el te-a omorât pe tine. Îl iert. De ce? Pentru că poate să fie mai bun data viitoare. Ai văzut? Deja ești mai bun. De la gândul tău primar, ai ajuns deja mai bun printr-o comparație cu un schimb de situații. Cum vreți să fiți copii? Răi sau buni? 100% buni. Ce faceți în viață? Iertăm. Ce faceți când ajungeți sus? Iertăm, suntem înțelegători. Ce faceți când sunteți jos? Ne cerem iertare. Dar nu suntem rușinoși, pentru că rușinea e cea mai de jos pe scara conștiinței. Asta ai putea să spui că tu ai învățat de mult din cărțile din abecedar, că sabia se pleacă, știi, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. Din Hawking am învățat, din cărțile lui, scara conștiinței și putere versus forță. Ah. Și asta vrem să facem pentru copiii din București și Ilfov deocamdată. Suntem cu Răzvan Vasile, Michel Nedel, cu mai mulți, suntem 7 în echipă și vrem să facem cursurile. Aveți nici ceva de cărat? Da. M-ar interesa și pe mine. Da, chitara, te rog, dar să o acordez, că noi nu știm. Fără... lucrezi cu pană sau cu... Da, cu pană. Să vină pană! Cu Roxana te mai întâlnești? Nu. O dată sau de două ori ne-am mai văzut, ne-am despărțit frumos, prietenește. Iar cu Mihaela te-ai văzut la un spectacol în Iași. Acum 8 ani. Data, te rog. 14 martie. Băi, fantastic. Cine ești tu, Radu Pietreanu? Păi stai așa că dacă mă întreabă ea data și nu știu, am belit-o. Ia de aici. Când ne-am cunoscut noi, să vezi, hă? Deci iată de aici, păi nu mă distrat de chestia asta. Da, 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 pentru că și am luat-o pe coapsă. Te înțeleg perfect. Când? Era în... Pe seară. Când? Pe seară. Ieși afară! Da. Javă ordinară. Așa, iată de aici. Tu ai făcut multe spectacole în viața ta. În special în ultimii 10 ani. Dacă la fiecare spectacol mi-a fi zâmbit cineva, aveam harem. Mihaela, ce ți-a făcut de ți-ai uitat? Dragile mele, m-am îndrăgostit de alt harem. Da, 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 da. Mișto asta cu Toma. Dar te întreb, cum a fost? Chiar a fost dragoste așa de... Măi, șoc, știi ce aia? Nu înțeleg, nu pot să-mi dau seama. Adică... Șoc, o fată blondă care stă să uite așa. La mine, șoc. Zic, băi, zâmbetul de care are nevoie sufletul meu. Extraordinar. Claritatea privirii. Ai văzut-o tu din toți oamenii acolo? Nu, s-a terminat spectacolul și am ieșit, lumea ieșea, nu știu ce, și a rămas să se uite la mine. Când ieșeam și eu m-am întâlnit cu ea zâmbind. Era cu fratele și cu cumnată-sa. Și zâmbea din tot sufletul, din toți porii. Băi, zic, uite ce... Extraordinar. Te aștepta. Da. Așa a vrut Dumnezeu. Extraordinar. Formidabil. Da, asta e poveste de viață. Se poate face un film. Cum să se întâmple? Zâmbetul nefericit. Cred că acum Mihaela se uită. Dito acasă! Nu, ea era zâmbetul și eu nefericitul. Care prin acel zâmbetul nefericitul? De fiecare dată pe afișele tale scrie așa. Afișe live show, stand-up, comedy și parodii. Din câte te-am văzut pe tine, îl faci bine pe Bebe Cali. Parodia de acolo vine. Pe spectacole nu. Niciodată? Niciodată. Tu niciodată nu ai făcut pe Bebe Cali? Nu. Și eu pe care îi imitam, eu morți toți, nu-i mai știe tineretul. Ea din sală, dacă întreb de Toma Caragiu, de Dan Rădulescu, nu știu, că iau 20 de ani, 25. Și acum Și acum, parodia la ce se referă? De la Brenciu, la Ina, la Holograf. Fantastic. La cei în actualitate, în viață și care activează. Da, tu ai dreptate că eu te-am văzut la umor făcându-l pe Dolănescu. Da. Da, formidabil. Atât, și el a murit. Din nefericire. Bine, și acum ce faci? Și acum ce... Frate Radu, frate Bălcescu. Da, boss. Ce facem atunci? Zim cu cine parodiem atunci? Poșta noi. Zim unul. Stratan. Cum îl parodiezi tu pe Stratan? Am scris imnul hoților pe melodia lui Stratan. Scuze-mă, Stratan știe? Nu știe, dar... Află acum! Află! Eu fură puțin, câte puțin, până sacul eu pe umeri. Nu mai pot să-l țin și am să fur atâta până că n-am să aflu cine din Parlament poate să-mi spune cât să-mi fur să fie bine. Pe unde mir mă apuc și fur din bricostor sau din Carrefour. Și dacă mă las să fur din mall, îi las pe toți în fundul gol. Ca în aeroport eu te scanez și de mărunt te deposedez. Și dacă pigul e ușor, îți fur și tija din picior. Îți fur purcei din Purcea, pe frate tu din maică ta. Și dacă vreau să mă simt bine, îți fur nevasta de sub tine. O să-ți pui gărzi cu BGS, le fur bocanci, tricou și fies. Și dacă mă nervez mai mult, îți fur sistemul antifurtie. Am așa ceva. Dacă îi bag pe aia vechi, nu mai știe nimeni. Dan Spătaru. Nu, dar nu puteai. Ilie Micolov. Stai, Dan. Dar poți să cânt pe amândoi odată. Cum? Tot ce-a fost în viața mea vreodată voi lăsa uitării. Bani și luni și nopțile rind pe vară vei despărțiri. Băi, Micolov cum a fost. La 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 la. Cam așa ceva. Aoleu, ce de dublare mișto. Extraordinar. Da, știi că... Băi, cum a fost la podcast la Brenciu? Bă, ne-am adunat un grup de bătrânei. Da, am băut, am cântat. Și ce să faci, bă? Ne-am distrat. Dacă ne pune grătarul de mici aici în față, nu luptăm să stă cu coatele astea. Asta e singura diferență. Extraordinar. Știi, era un tip la Brașov, Popescu. Popescu sunt peste tot, nu numai în Brașov. Sunt singur. Virgil. Bă, de fiecare dată, mie mi-ar fi plăcut, m-am gândit la chestia asta, că dacă n-aș fi avut puțin un dram de succes în muzică sau în prezentare de televiziune, zic, tu ce faci? Bă, imit. Sau ce fac? Nu știu, schimb eu vocea, știi? Dar e o sursă formidabilă pentru că îți place efectiv să te uiți la omul care imită. Pe Stratan îl faci foarte bine, știi? Da. L-ai auzit pe Victor Socaciu? Rapidistul. Suntem peste tot acasă. Că-i brașovean de-al tău. Da. A fost. Da, a fost. Porțile ni se deschid. Nu e echipa mai frumoasă și mai bună ca Rapid. Băi, da, mi-l aduc aminte. Băi, cum au fost. Băi, dar au trecut pe lângă noi. Băi, Radu, cum au trecut anii ăștia pe lângă noi? Cu oamenii ăștia. Fiecare am avut treaba noastră. Noi ne mai întâlneam din când în când. Da. Ții minte, prin 2007 ne-am văzut la cazinou la Mamaia și ai zis, băi, m-am apucat de cântat, noroc că am voce și asta, că restul mă sătura, sunt de Sarabanda și de Kiki Michirichi și toate alea, zic, bine că mi-am voce și acum merg pe calea asta. Și m-am bucurat mult, sunt 16 ani de atunci, de când tu le-ai făcut trupă și ai mers pe calea muzicii. Și mă bucur din suflet, că ai ce spune, ai ce spune. Și bine ai venit la podcast. Sunt bucuros să am invitat care are ce spune. Nu, eu tac din gură. Știi care e reacția principală a unui ăsta care face, eu zic emisiune în podcast, o emisiune de genul ăsta? Și cum te mai simți, Radu? Mă simt foarte... Dar să spun cum mă simt eu. Mă simt și eu foarte... Taci, bă, în gură! Asta e un defect universal. Nu, e... În orice discuție te referi la tine. A, și eu prin 24. Da. E o chestie pe care... În momentul în care scapi de chestia asta, poți să-i dai atenție... În momentul în care tu mai gândești la asta și îl prețuiești pe cel din fața ta. Da. După cum m-ai văzut, nu te prețuiesc prea mult pentru că s-a ascultat cu 30 de ani. 6 lei cafeaua, mi-a pus vin cam de 11 lei, că știu cât e sticla. Nota! Ce? Da, a păsat omul! A păsat! Yeah. Fii atent! Pauză! Pauză! Aici m-a nimerit. Chifteluțe marinate cu piure și... Și sănătate! De asta mănânci. Ba da, mănânc de rup. Dar mă enervează microfonul. Da, da, la parte, uite. Așa, de asta mănânc. Și dat în față și în sus. Asta ce iubire? Și salată de varză. Tzatziki, da. Cine a făcut asta? Lasă-l acolo, lasă-l acolo. Eu și cu Octavian. Cum eu și cu Octavian? Eu l-am făcut pe toată azi noapte. Eu și cu Octavian. Cine e Octavian ăsta? Să fie la el acasă, acolo. Deci, practic, dacă noi doi am însuma vârsta noastră, am face 100 de ani pe care tocmai ai spus la începutul acestei emisiuni. 110 chiar. Că tu ești în 72, eu sunt 64. 64. Chiar 100, da, ești 110. Super tânăr, mai super tânăr. Deja am o idee mișto. Deci fii atent aici. Pentru concertul tău, nu ăla de retragere, că ăla e peste câțiva ani buni. Pentru concertul tău pe care îl faci. Așa. Unul mai mare așa. Și ai nevoie de un om care să cânte o melodie. Doamnelor și domnilor, l-am adus pentru un singur vers, o singură melodie pe Horia. Mă bag, cântă la și plec. Vrei? Și după aceea să zic, din cauza lui Horia mi s-a umplut sala. Dar nu, dar poți să mă faci surpriză, dragă. Scrii pe afiș. Surpriză, Horia Brenciu. Irina Login, Horia Brenciu și Fuego. Auzi, mă, Paul, mă, suntem invitat. Pe că eu vorbesc cu Paul des. Paul, fă-ți program. Avem program cu Radu, te rog frumos. Ce vrei să-ți cânte, Paul? Cum ai pus virgula? Ce vrei să-ți cânte, Paul? Da, mișto. Auzi, apropo, iartă-mă că te iau la Corașan. La Pertu. La Pertu. Așa. Dacă, de exemplu, uite, trec atâtea sărbători frumoase pe lângă noi, și Mihaela de fiecare dată așteaptă ba o floare, ba o îmbrățișare, ba o sărutoare. Corect? Am om să-i ducă. Ok, singurul lucru pe care nu poate să facă omul... Așa. E să-și lingă cotul. Aoleu, mamă. Ok. Repet, pe zero pe ea. Așa. Perfect. Revenim. Singurul lucru pe care nu poate să-l facă omul, pe care îl pui tu să facă ceva, este să-i cânti o melodie. Ce cântec de dragoste i-ai dedicat tu acum, Mihaelei? Dacă ar fi o, băi, uite, se împlinesc 8 ani de când ne cunoaștem. Și zic, băi, Mihaela, uite, din dragoste pentru tine. Pentru că riscul tău, ca și al meu de altfel, e să luăm peste picior tot ce spune nevasta. De ce? Pentru că așa e instinctul nostru. Băi, iubitoare, vin de acasă. Dar pot să plec? Hai, iubitoare, nu mai glumi. Dar pot să tac? Hai, termină că știi ce vreau. De fiecare dată îi dai așa. Instinctul tău zice asta. Și atunci zici, Mihaela, las gluma. Ea știe ce melodie îi place. Să-mi fii mireasă. Piesa mea. Tu ai o piesă Să-mi fii mireasă? Da. Și mă chemau la anunț doar pentru piesa asta. Să cânt piesa pentru miri, să danseze mirii. După aia banul și am plecat. Doar o piesă, nu să fac program. Auzi, mă, Pietreanu ăsta e mai tare decât noi. Să facem ceva, să-i punem ceva în varză. Dar noi... Și noi trebuie să stăm programe peste programe acolo să... Și trebuie să și dansez. Și nici nu dansează când cântă chestia aia Să-mi fii mireasă. Dar am zis banul și am plecat. 10 lei, tu iei mai mult, bani. Deci eu vreau să fac un... Nu, clar. Știi că merge mintea la prostii. Dacă chestia asta de aici o făceam pe scenă, la sala Palatului, rupeam. Doar discuția între noi. Știu, dar mi-e frică dacă ne mai... Bine, îți dau eu o dată de-a mea, nu trebuie să-mi dai tu o dată de-a ta. Auzi, dacă ne mai zâmbea cineva din sală. Aie. Și mie mi-au zâmbit mulți din sală și am supraviețuit. Și pe vremea lui Ceaușescu făceam glume subversive de zice, acum ne leagă. Vreau să te întreb. Acum ne leagă. Zi o poantă subversivă. Ca să râd eu, nu alții, că ăștia tineri nu știu ce e comunism. Ziceam, va urca pe scenă orchestra condusă de maestru Miesile Dinicu. Doar tu ai râs. Ăia mici nu știu cine era Nicu. Dar ce crezi că... Băi copii! Fie de aici. Deci pe măsuri și-au trecut ani, poanta asta. Băi copii, dacă mă enervați, o să vă blochez cu mascota la bingo. Acu 20 de ani. Acu 10 ani. Acu... Da. Un singur hăit în spate. Atât. Sarabanda, Horia Brenciu. Nime mamă, omul. Ia de aici. Bravo, baby, bravo. Aveam Vacanța Mare cu Horia Brenciu. Nu am 13 pe mine și era mime mamă, omul. O, Dumnezeule. Înseamnă că era în vogă și acum și atunci. Îți dai seama că majoritatea mesajelor acum sunt: bă, mai mâncați mult, că stăm ca dobitoce și bălim, ne uităm la voi și nu vorbiți nimic. Dragii mei. Da, mai mâncăm mult. Da, mai mâncăm mult. Mâncăm chiftele marinate. A, nu vi l-am arătat. Stai că trebuie să-și arăt. Acestea sunt chiftele marinate, făcute de Fimea. Aceasta este varza. Și bineînțeles, acesta este vinul pe care îl vom bea astăzi. Mult succes în dragoste. Doamne ajută. Copii, la mulți ani. Sănătate. Să ne bucurăm de viață. A, uite, avem și copii acolo. Bună, copii! Ia, uite-i. Cum te cheamă pe tine? Nicolas. Nicolas, tu ai auzit de Vacanța Mare? Da. Câți ani ai tu? 10. Era în taică-so. Cine a spus prima dată Vacanța Mare? Primul elev care a fugit de la școală. Ai adevărat. Dintre voi trei. Eu. Mă gândeam tot așa. Eram toți școalți prieteni într-o cameră undeva în Craiova și bă, cum să-i punem numele la trupă? Stați că nu e prea mare aglomerație, trebuie să ies undeva. Am ieșit afară și mă gândeam, oare ce așteaptă oamenii cărora ne adresăm? Studenții. Să vină Vacanța Mare, să fugim, să lăsăm, să aruncăm cursurile. Să... Și am zis, băi, eu cred că asta așteaptă lumea de la noi. Ce așteaptă de la minister. Să vină Vacanța Mare, să fugim de școală. Că noi asta propovăduiam, fugă adevărat de școală. Vacanța era sfântă. Și așa a rămas. L-am adus aici și a fost invitat la mine Sorin Pârcălab. Și Sorin Pârcălab mi-a spus o chestie de la el, de acolo, de unde s-a născut. Dom'le, când venea Vacanța Mare la noi, strase liberă. Erau toate străzile libere. Așa era peste tot. Așa era peste tot. Jucam și câte 2-3 zile într-un oraș, 4 sau 6 spectacole. În câteva zile? Da, în 3 zile jucam 6 spectacole, 2 pe zi, de la 5 și de la 8. Cât era un spectacol? 2 ore? 2 ore. Aveați bisuri? Nu. La umor nu se face bis. Măi, mai zi-mi o dată pe aia cu proastă pentru nevastă mea, că n-am înțeles cum ar veni așa. Nu mă, nu, ieși afară. Înapoi, vacanța mare! Înapoi! Nu mai salutam odată până se plictiseau. Îi dărau palmele, că nu obțin nimic. În plus, când vorbeau între ei la începutul spectacolului, vorbeam și noi foarte încet la micro. Și ea, da, da bani și nu auzim nimic. Da. Și chestia e că noi făceam un spectacol de 3 ore. Primul spectacol, la Vâlcea, acolo era premiera, era de 3 ore, de la 5 la 8. De ce la Vâlcea? Așa ne-am gândit noi, mai aproape de Craiova. așa. Și în următorul spectacol scoteam o oră, unde nu s-a râs așa cum vreau noi. Și rămânea de 2 ore, al doilea spectacol, de la 8:30. Și cu ăla mergeam în continuare. Bestia. Că improvizam pe parcurs și mai rămâneam un sfert din spectacolul inițial până la finalul turneului, e altceva. Dar știi că așa făceau și americanii. Întâi lansau filmele undeva, vedeau care fază nu le place și cum se fură și bacea pac, te iau secvența respectivă. Așa se face. Dar nu o să scapi. Da. Da, Mihaela, acum. Dar nu o să scapi. Eu vreau să te ascult și eu cântând cu Mireasa. Gata, bus. Deci, Mireasa, pregătiți-vă acordurile de final. Mi major. Mi major. S-am presărat în cale trandafiri și un covor de stele. Sub jurământul veșnicei iubiri, tu ești aleasa mea și binecuvântați de Dumnezeu, mireasa inimii mele. Pășești la brațul meu, în ochii tăi mă pierd mereu și fericit cu tine voi dansa. Pășești la brațul meu, în ochii tăi mă pierd mereu și fericit cu tine voi dansa. Să-mi fii mireasă, Tu ești tot ce-mi doresc, să-mi fii mireasă și să spun te iubesc. Să-mi fii mireasă în cer, flacără și stea, să-mi fii mireasă și să-ți dau viața mea. Într-o poveste fără de sfârșit, vreau viața să ne fie. Eu sunt un prinț de tine îndrăgostit, iar tu prințesa mea. E un bas ce-l scriem astăzi amândoi și vreau ca lumea să știe. Ai basmul lui eroi vom fi de-a purul numai noi și fericit cu tine voi dansa. Ai basmul eroi, vom fi de-a purul numai noi și fericit cu tine voi dansa. Să-mi fii mireasă, tu ești tot ce-mi doresc. Să-mi fii mireasă și să spun te iubesc. Să-mi fii mireasă în cer, flacără și stea, să-mi fii mireasă și să-ți dau viața mea. Este, bă! Băi, iată-te aici! În sfârșit! Ăsta e! Radu Pietreanu de la trupa Romanticii. Și cea mai Brenciu trupă din lume, să-mi bat. Hai de capul meu! Samba, da, banu, banu, ba, da. Știi care a fost autorul nostru? Că ne ziceau vulgari pe vreme. Bă, vulgarii de la Vacanța Mare, că ce spune ei pe scenă? Niciodată n-am rostit un cuvânt urât, dar l-am sugerat pe toate. Și vulgaritatea era în creierul publicului. Și atunci se enervau. Bă, ce-a scos ăștia din noi? Ei sunt vulgari! Dracula, Dracula, ieși mâncați aș ochii. Se rupea sala. La ei în cap se făcea rima perfectă. Bă, de ce m-am gândit la asta? Mă, ei sunt vulgari, nu eu. Genial, noi nu știam să scriem versuri, atâta tot. Acum, de exemplu, dacă tu ai o problemă, vin la tine și mi-o rezolvi. Da, dar cu drag. Și vreau să spun că dacă nu ne-am auzit prea des, asta a fost probabil că amândoi ne-am căutat drumul nostru. Ceea ce nu a fost ușor deloc. Deloc. Cred că visul oricărui om de pe suprafața planetei, bă, de ce sunt eu aici? E, de ce sunt eu aici? O să vezi tu următorii 50 de ani, știi? Și dacă ne întâlneam acum tineri frumoși, așa, cu tenul, așa, n-aveam ce povesti. Acum, uite că avem atâtea și atâtea. Și tu pe partea ta, dragul meu invitat, și eu. Ce faci de Crăciun? În ce zodie? Ca să spun ce faci de Crăciun. Dar te întreb asta pentru că atunci când ai fost bolnăvior, vreau să-mi spui cine a fost lângă tine. Mihaela, normal, care n-avea nicio obligație, nu era nevasta mea pe atunci, putea să plece oricând. E și bătrân, și sărac, și bolnav, du-te, bă, și-a bagăjuțul, pisica și pleacă. A stat lângă mine, a fost ambiția ei să mă pună pe picioare. Cât ai slăbit în timpul bolii? 36 de kg, de la 96 la 60. Dar nu vreau să vorbim despre asta, că e o chestie urâtă. Am mai povestit-o și în podcast la Micuțu, au preluat-o ziarele și parcă mi-au făcut un deservici. Nu vreau să vorbesc despre asta. George Tănase mi-a stat alături zi de zi. George a stat lângă tine? George a stat lângă mine. Băi, vă cunoșteați în perioada respectivă? Da, din... Când s-a întâmplat asta? Acum vreo 7 ani? 2019. Acum 4 ani? Da. În vară. Și noi ne știam din 2017 cu George. Da. Interesant. Da, este de prețuit. Și cred că asta, de fiecare dată spun, și cred că asta am vrut să subliniez din toată istoria asta, faptul că acest cuplu al vostru, dintr-un necaz, s-a sudat și mai mult. Cred că da. Cred că da. Acum, de exemplu, dacă Mihaela zice: Radu, iubitule, vreau să mă duc în croazieră fără tine, tu zici? Îți rup capul. Nu, nu, ești prea brutal pentru mine, pe bune. Dar ce vrei să zic? Du-te cu George Tănase, să nu mă stea nimeni la capul meu. La care George Tănase ia chitara în mână. Să-mi fii mireasă. Să nu te neci în croazieră. Știi că asta e una dintre belele mele. Nevastă mea, când am luat-o, eu nu știam care rău de mare. Dar nu care rău de mare. Ea nu stă pe un lichid. Ea avea rău de mică. Rău de sare. Și zic că de fiecare dată când văd un vas de la mare, o croazieră, uite, iubito, o croazieră. Nu mă interesează! Și gata, la revedere. Păi mă duc singur. Du-te singur. Cum să mă duc singur? Da, cum să mă duc singur? Te întorci, cum te-ai simțit? Dacă zici bine, nu te mai duci a doua oră. Dacă te simți rău, ia-mă și pe mine. Nu, gluma ei de când mă știa pe mine, de când m-a văzut la sala cu tot felul de balerine, zice: ia-ți o balerină, dragă. Du-te la balerină. Balerină. Am văzut un interviu cu o doamnă romă și o întreba: te-a părăsit soțul? Da, m-a părăsit, cu o balerină. Balerină, barenină, că dansa într-un bar. Era pristeoză. Stripteoză, pristeoză, că e presta acolo în bar. Ba, corectată. Tu ai avut și lucrul ăsta, l-ai mai povestit. Dar pe mine m-a distrat copiii, nu știu. Le spun copiii, orice vârstă ar avea. A fost o fază senzațională cu presa, când ai avut mai multe istorii cu ea. Din păcate, nu am avut istoriile, eu, personal, pentru că vorba aia e podcastul tău, eu nu am avut istorii atât de interesante. Pentru că, ții minte și acum, în 2000 și ceva, o poză de-a mea pe prima pagină, a unui ziar: domne, fac trafic cu arme albe. Ți-ai cumpărat și tu un set de cuțite pentru masă? Exact. Deci eu n-am avut. Dar tu ai avut una dintre cele mai tari... Să zic așa, ți-a făcut și reclamă, dar în același timp au scris și prostii și total dezinformați. Aia cu hrubarul. Da, 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 a fost genială. Poză cu mine, pe motocicletă, o gagică în spate, cu cască, nu se vedea ce e, pletele pe umări. Radu Pietreanu fericește tinerele, le plimbă cu motocicleta. Și ăla era Cristian Hrubaru cu plete. Îl duceam să ia și el motocicleta lui. Tu-ți dai seama, mă? Altă, eu pozat cu Lila, cu Ani Crețu și cu Maria Grigoriu, colegele de la Vacanța Mare. Și Radu Pietreanu schimbă femeile ca pe cămăși. Și în toate pozele eram cu aceeași cămăși. Stai. Ce culoare avea cămașa? Verde. Deci nu e asta. Nu, ai halat de doctor peste cămașă galbenă. Nu vezi că am și cuțit, eram ciomul. Ciomutilatomu. Iartă-mă. Credeam că asta e cămașa. E una dintre ele, cam două. Una de anunț, una de botezuri și tricoul de mers la Brenciu. Dai seama, m-am spălat de dimineață, am făcut duș. Doamne, era o căldură în mașină, să nu deschid geamul că răcesc. Și dacă îmi pun căciună, stric freză și poate mă dă Brenciu la televizor. Apropo de căciună, în timpul... Cred că avea o bască de-aia cu țugui. Cu moț. Tu ai avut ideea acelei băști, că mă obseda. Eu limitam pe taică meu și Mugur pe maică-sa. În sceneta aia. Nu cred! Exact maică-sa, cum își punea baticul după urechi, cu mâinile în șold. Și eu taică meu cu bască, om serios, cu nebună în casă. Extraordinar. Dar spune-mi, cine a avut ideea cu Axinte ulterioară? Adică voi ați colaborat la Canal D cu Axinte. Da. De ce Florin Petrescu la noi în trupă? Da. Pentru că după ce a murit Dan, ne-am gândit: bă, noi ce știm să facem? Turnee. Ne trebuie un om în locul lui. Zic, nu-i bine, pentru că lumea ceva zice: bă, nici nu s-a răcit, vine colegul vostru și înlocuiți cu altul. Și atunci hai să aducem mai mulți în locul lui, să facem altă trupă. Și am adus pe Florin, am adus pe Emil Rădinoiu și pe Michi, un timp mai solid așa de la Craiova. Am adus-o pe Lila, Mirela. Și am apărut în fața oamenilor 6 inși, o echipă mai mare. Nu mai eram Vacanța Mare cu Dan Sava și nu știu ce. Pentru că apăream cu forța în casele oamenilor prin televizor. Corect. Și cam asta a fost, colaborare. Dar voi ați colaborat. Axinte și-a creat un rol destul de interesant acolo și el după aceea a fost... profită de rolul ăla și acum umblă cu căciula prin turnee. Dar ce căciulă e aia, mă? O căciulă umplută cu bureți. Burete. Dar ăla e un fel de turban turcesc. A, tata, gândite-l, bă, tătică. Tătă, fată, lasă că e pedeapsă când e vară. Cu deapele pe el. O, Doamne ferește. Nu curg. Curge, că de la Tandova. Amăleu. Dar știi că m-am întâlnit cu el, ne-am auzit. Între timp, el s-a făcut organizator de... Da, da, de spectacole. De colaborăm. Mai avem colaborări, da, da, da. Auzi, Costele, când mă mai bați cu lanțul de la câini, mai dă și cu partea cu câinile, nu mai dau cu partea cu cotețul, că mă doare. Băi, fantastic. Deci eu râdeam cel mai mult, că eu eram primul meu spectator. Când scriam textele, da, atunci emoția cea mai mare. Scriam textele și aia zâmbeam, bă, și după aia le citeam și râdeam ca prostul. Și prima zi era de râs, mă duceam cu 16 episoade scrise, toată lumea citește. Bă, și râdeau pe... Ha, 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 ha. Aia trebuia filmată. Da. Nu v-ați filmat niciodată. Nu, dar dacă mai găsim pe cameraman, cred că mai au pe undeva salvate. Erau distracte de 10 ori mai mare la filmare decât ce dădeam pe post, montat. Dar pe vremea aia nu existau prea multe making-of-uri. Nu, nu. Și am zis, băi, gândindu-ne la concepția românului, nu băgăm making-of-uri, de ce? Ia uite cât s-au chinuit să poți să spună o frază. Câte cărcotașul din tine vorbește așa. Așa ziceau. Tu vrei să spui că ai trăit foarte mult în Craiova? Da. Nu foarte mult. Cât a trebuit. Cât a trebuit. Iar... spune-mi o chestie, mai ții minte o formație Redivivus? Da, cum? Nu e așa că erau niște... falsfări? Nu e așa că falsau? Lui Temistocle ziceam Mefistocle. Mefistocle Popa. Da, și omul de servici de acolo, care era bun la toate, Fane o proaică, de-i tremura în cap de la alcool, zicea, Mefistocle, dă-mă încet cu basul că îmi fâlfâie pantalonii pe mine. Auzi, dar spune-mă o chestie. Tu mai simte pe Cristi de pe vremea aia? Da, 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 da. Seamănă cu Cristi de azi? Zici că e fiul său. Mersi. Da. Nu, de acum ești fiul ăla de atunci. Nu, ești fiul acum de la... noi ne-am gândit că ar fi interesant că și tu ai o melodie care a trecut prin tradiția acestui popor. Practic, tu ești tradiția acestui popor. Bun, bun, ești gata? Bun. Da. Fii foarte atent. Bun. Este o chestie, această imagine se va da la BBC, la Proms și la Carnegie Hall. Toți vor. Ce-a cântat domnul Radu, The Rolling Stone Pietreanu? Asta a cântat. Zile balde! Ha! Hai din re. E prea jos. Re major. Hai re major. Ăsta e re major. Prin pădurea Bradului. Frumos le zici. Trecem mama Radului. Prin pădurea Bradului. Trecem mama Radului. Din ochi negri lacrimând și de Radu întrebând, Radu, mami, Radule. Îți dai seama, ăsta era haiduc. Se bătea cu poterile, ucidea oameni. Bă, du-te acasă că plânge măta după tine, știi? Din ochi negri lacrimând și de Radu întrebând, Radu, mami, Radule. Ține, ține, Mariuse! Dă seama, pădurea Bradului, un brad mai era din toată pădurea. Foaie verde, foaie lată! Cât au tăiat ăștia austriecii, un brad a mai rămas. Și prin ăla trecea măsa. Stă, mă, că a rămas în poezie, Bradul. A, ce rămâne? Lasă-mă să-l zic eu pe Radu, a doua strofă. N-ați văzut pe Radu, mami. Și acum rolurile. L-am văzut la Crâși, Mastanii. Ăsta era turnătorul. Se repetă. Radu, mami! L-am văzut la crâșma Stanii. Asta am văzut unde era Radu. Unde-și beau drumeții banii și haiducii gologanii. Radu m-a mirat, Radule. Stai, ce bei? Bani, ești drumeț. Tu, gologani, ești haiduc. Unde-și beau drumeții banii și haiducii gologanii. Radu m-a mirat, Radule. Ziua! Cred că baba venea cu poză, ăsta e, l-ai văzut pe undeva? E acolo, tanti. Din momentul care spune că e la crâșma Stanii, baba iese din poveste. Bă, s-a liniștit, e la crâșmă. Ia de aici. E așa, asta așa, ultima pasă. Cu slobozala? Da, cu slobozala. Radu mă, mi se încrunta. Pușca-n vânt o slobozia. La tir, la chestii. Radu mami se încrunta. Pușca-n vânt o slobozia. Cărare prin ei făceam și de poteră scăpam. Radu mami, Radule. Deci este un cântec despre crime multiple cu autoritățile. Și mai zicea că nu-s femeie cu năframă să mă dau de bună seamă. Asta avea concepția lui despre femeile românce, că se dau de bună seamă. Radu mami, Raduleț, cărare prin vânt făcea și de poteră scăpa, băi, n-am înversat-o. Și de poteră scăpa, nici în pușcă nu-l durea, că oricum o slobozea. Bravo! Dacă nu adaptăm cântecele pentru tânăra generație, degeaba le cântăm. Am o chestie de asta în spectacol, în care adaptez cântecele. Zi-mi un cântec adaptat. Să-mi spuneți, cei care știți muzică și știți, în ce localitate se petrece acțiunea din următorul cântec. O bătrână într-o gară. Nu e Târgoviște, Cristache, pentru că mai încolo zice, fetițo, te-aș întreba unde e? Deci baba se rătăcise în altă gară. Întreba unde e, că se dea mai în spate, vedea scris acolo Târgoviște. Nu era mare, dar nu a greșit gara. Și o întreba unde e Târgoviștea. Băi, ați avut astăzi o iluminare. Zicea așa, că nu știu, m-am rătăcit, GPS-ul s-a bulit, fetiță, fetița mea. De ce? Asta e una. Da, și zice mai încolo, și-am primit și eu scrisoare, mai scrie cineva scrisori, și-am primit notificare de la băiatul cel mare, să-mi sun pe WhatsApp ficiorul, dar n-am net să-mi bag piciorul. Fetițu, fetița mea, pe Vodafone n-am minute și pe Orange nu s-aude. Fetițu, fetița, așa e, să înțeleagă tinerii din ziua de azi. Dar vezi tu că asta e o problemă foarte delicată. Pentru că muzica asta populară nu este apanajul tineretului din ziua de astăzi. Nu, dar e critică pe tineri că nu respectă folclorul autentic de mulți. Erau mai răi, erau de 1000 de ori mai răi decât tinerii din ziua de azi care cântă etno și nu știu ce. Tu vorbești serios acum? Da, păi zicea, bat la geam și strig la poartă și tu dormi, dormirea-i moarte. Deci pentru întârziere de câteva secunde te condamna la moarte. Pentru că n-ai deschis la timp. Hai mândru, pitiș, pitiș, coleam valen. Deci ce face? O strigă pe mândră și pe Florian Pitiș de 2 ori. Că ăsta n-auza, era mort între timp și n-auza, striga de 2 ori. Să ne iubim pe furiș, tu să numeri stelele, eu ție mărgelele. Îți imaginezi poziția? I-au numărat stele și îl mărgele. Mamă, dar nu, ești... Nu, dar le dă așa, frumos. De fiecare aici, tu că ești un om de scritură și de muzică, tu trebuie să fi avut trupe preferate în tinerețe. Tu te-ai dus, tu ai fost vânat la spectacole, dar tu, pe cine ai vânat ca și artist? Cenaclul Flacără, toată viața, până s-a terminat și după aia Cenaclul Totuși Iubire. Bine, dar... La ce artist te-ai dus tu să cânti cu el? Ce artist era... Ce artist, fii atent aici, în afară de momentele în care tu compuneai și te jucai cu chitara, Ce melodii cântai tu? De la ce trupă? De la Aurelian Andreescu. Nu cred. Cântam așa. Copacul, cântam... Nu cred așa. Nu te văd pe tine cântând Copacul sub nicio formă. În grădina casei mele e copacul. Și tu mai cânti în spectacole. Și o cânti până... Când e să mă duc sus, zic, și așa cânta el. A, da, da, de aici au preluat el. Am înțeles. Dan Spătaru, am cântat în spectacol, eram cu trupa mea, cu Forex, îi zicea, foraj, extracție, de la Țicleni. De la Forrest Gump. Da. De la Forrest Gump. Forex, da. Am avut trupa în Valea Jiului, se numea Diamantele Negre. La tobe era Cory Capel, fratele lui Iosif Capel de la Phoenix. Da, de la Pasărea Rock. Da, de la Phoenix. Acum de Phoenix e Pasărea Rock. Și fratele său era toboșar, șeful trupei. Genial. La tine toată viața asta, deci practic tot ce ți-a plăcut, ai preschimbat și ți-ai folosit ca armă pentru momentul de umor. Pentru umor, da. Da, și pe mine la fel. Păi și din 2 ore de spectacol, o oră fac stand-up și o oră cânt. Dar tot stand-up cu chitara. Povestesc despre cântecele vechi, despre astea noi, le analizăm împreună. Ăla noi. Asia îmi place foarte mult, dar nu înțeleg. Da? Deci, ia cu tine și inima mea și ascundă-mi bagaje pe undeva. Ăsta e trafic de organe. Cu acordul donatorului și cu eludarea vămii. Ascundă-mi bagaje, te întreabă ăla la vamă. Aveți ceva de declarat? Nu. Păi se aud în bagaj. Tuc, 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 tuc. Ai bombă. A, nu, inima unui prost, mă scuzați, am uitat de ea. Păi și unde o duceți? N-a specificat, în America sau în Asia. Trafic de organe. Da. În garsoniera mea e chiar așa cum e în America. Stăteam ca prost, mă gândeam ce-o fi în garsoniera ei de seamănă cu America. Afroamericani. Unul intră, altul iese. A uitat dușul deschis, e Mississippi. Exact ca în America. Da, mișto. Ne-am iubit și 10.000 de mile, fără teamă și fără pastile. Bă, cum să te iubești 10.000 de mile? Să iubeau în fugă? Deci se știe că femeia cu fusta ridicată alargă mai repede decât băiatul cu pantaloni lăsați. N-avea cum să se iubească în fugă. Cum e asta, mă? Băi, e formidabil. Uite, de exemplu, noi avem o... Nu, trebuie să faci parodie. Uite, din toamnă. Doamne și domnilor, e toamnă. Acum, la radiouri, mai mult decât de obicei, asta e prezentarea pe care... Așa. Acum, la radio, mai mult de obicei, e o piesă. Septembrie luni. Și începe. Dimineți de septembrie cu aromă de cafea. Doamne. Rima perfectă. Care nu există. Sărăcia în România, doar aroma de cafea. Cafeaua de la vicinii e bogați. Deci copii lupac. Asta e piesă sezonieră. Da, da. Așa interpretează mulți. Auzi, da, când mergi acum pe stradă și, slavă Domnului, faci drumul ăsta... Evit conversațiile lungi. Nu ca Brenciu. Așa. Da. Nu ca Brenciu. De bun. Dacă tu acum... Cum te strigă lumea acum? Unii costele care au rămas așa, blocați, da, și nu răspund la ele. Și mă întorc o figură dură, zic, poftim? Nu cred așa. Dar rămân blocat, nu sunteți cu... Nu. Da, eu așa vă știu. E problema ta. Eu sunt Radu Pietreanu. Vă rog să mă scuzați, domnule. De la băule cu bască la domnul Pietreanu e un salt de o secundă. No, Dumnezeu, asta a fost distracția mea după ce am renunțat la Vacanța Mare în 2009 și mă duceam în cârciumă și bă, Costele, bă, băule, mai bați pe Leana. Poftim? Sunt Radu Pietreanu. După o jumătate de discuție, domnul Pietreanu, avem o nuntă, domnule. Nu veniți să ne cântați și nouă, să-mi fi mirați. Bestial, bestial. Da. Deci, practic, tu ai 2 competitori. De fapt, 1. Nu, 2. Pe mine însumi. Lasă, cu melodia asta, cu mireasa, care e foarte mișto. Pe Marcel Pavel, cu ești mireasa vieții mele. Și pe Comornic. Comornic, el a scris și că... Frumoasa mea din noaptea asta. Să ne iubim ca 2 nebuni. Îți dai seama cum să iubesc 2 nebuni, că nu se nimeresc-o, doar pe lângă. Dacă ești nebun, nu, dacă te dai Napoleon, te crede nebun și te arestează. Dacă ești bărbat și te dai femeie, ai și drepturi. Perfect. Eu o să le spun clienților, vă rog frumos, dacă îl chemați pe Radu Pietreanu, Radu poate să-l facă așa, pe Fuego, pe Marcel Pavel, pe Ovidiu Comunic și pe Brenciu. Bine, Brenciu îi mai duce ștanțanare din când în când, doar asta e singura colaborare. Deci îi poți face pe toți. Mai ales că toată lumea asta pe care am înșirat-o, dacă ei cântă, nimeni nu râde. Dar dacă... Câte țări ori fi pe lume. Lasă-mă că mi-aduc aminte de... Mie-mi vine să fac spume că a făcut mama prostia să mă nasc în România. Românie, țara hoților, dar că românul nu-i niciunul, fură toți, nu spune unul. Dar știi că era chestia aia cu s-a rupt un lanț plin de iubire. Cum era? De fiecare dată când melodia asta mi-aduc aminte de Nelu Vlad. S-a rupt lanțul de iubire și a început a rugini. Deci cred că știi pe toți. Cred că știi pe toți. Da, după am fost contemporan cu toți. Așa de bătrân. Extraordinar. Eu cred că tu ești un sac fără fund. Ceea ce poate fi greu. Adică orice bagi în el se pierde. Se pierde. Și dispare pentru totdeauna. Nu se duce un sac adânc, conținut dublu, fără fund. Orice pui se duce. O să spun acum, în pofida tuturor așteptărilor tale, câteva întrebări! La mulți ani! Cum? La mulți ani! Nu, de fiecare dată când cântă astea, acordurile astea, închipui că eu sunt un fel de taur și mă așteaptă unul cu capa roșie și să trec prin ea. Fii aici. Înțelegi? Și fac dau cu copil. Așa încep întrebările. Prima întrebare. Mulțumesc. Baltimore, Maryland sau Baltimore, Fairyland? Ole! Hey! Pe lângă. Nu reacționez la gri. Așa. Satiră politică sau umor pe acorduri muzicale? Satiră politică niciodată. Pentru că e perisabilă. Mai știe cineva de Radu Vasile, de Constantinescu? Doamne, ce vechi sunt. E perisabilă. Divertisul făceau satiră politică și prindeau peste tot prin chestia asta. Noi am făcut umor care și acum se ascultă după 30 de ani și poți să înțelegi ce e acolo. Da, pe zero pe A. Da. Bendeac sau Chelu? Ambii. Fii atât de aici. Unul pentru rolurile pe care le joacă, altul pentru rolul pe care îl joacă. Chelu pentru rolul pe care îl joacă. E un rol. E un tip fantastic. Ne știm din 98. Sunt 25 de ani de când s-au lansat. Noi eram cu Puia, cu La Familia, cu Biugi Mafia, cu ăștia. Când au apărut Paraziții, zic, bă, ăștia au și mesaj. Și ne-am prietenit. Avea 20 de ani. Extraordinar. Da. Iar Bendeac, cum să fii tu peste tot, să joci tu cu tine însuți? E o poftă de roluri la omul ăsta până la pierderea conștiinței de sine. El nu mai este Bendeac, cum i-a făcut fosta prietenă Rose. Cum să stau în pat cu Fernando de la Caransebeș? Foarte mișto. Roxana, da. Îl iubesc pe Bendeac pentru dăruirea lui. De când a plecat de la umor, lumea parcă așteaptă să se întoarcă. Da, adevărat. Era omul care pupa pe oameni de pe scenă, se ducea la ei. Dar crezi că se întoarce? Nu știu. Alegerile lui. Pentru tine televiziunea a fost un magnet. Mai e magnet acum? Nu mai e magnet. Am zis, am fost al patrulea jurat la umor și am zis, n-aș face chestia asta a doua oară pentru toate sumele din lume. Să stai o zi întreagă să te ceri cu toți nebunii câte 40 de minute. Bă, lasă-l, bă, ai văzut că e deal-ul, lasă-l. Următorul, să râzi. Am înțeles. E un efort pe care îl făceau atunci și Bendeac și Chelu și Delia. Delia e o dulce, e nemaipomenită. Dar ăștia doi, unul prin rolul pe care îl joacă de dur, dar el nu e așa, și celălalt prin rolurile pe care le joacă cu fiecare în parte. Cei care vin pe scenă îl iau de nou. A venit ăsta, se bucură cu un copil, comunică cu el, s-a turnat, a plecat, vine altul, o ia de la capăt. Asta face Bendeac. Se transpune, e empatic. Interesant ce-mi zici. Da. Interesant. Fii de aici întrebare, În ce film românesc ți-ar fi plăcut să joci și ce personaj? În Mihai Viteazul. Un ienicer care trece. Numai ca să mă pot lăuda, am fost lângă Amza Pelea în film. Mam de ăștia care mă întâlnesc cu ei pe stradă și zic: domnul Radu, mai ții minte, în 92 la Costinești am trecut pe lângă noastră, aveam o cămașă roșie. Cum să nu ești tu? Ce naiba? Păi, adică orice ți-a zis. Domnul Radu, acum 30 de ani trecem pe lângă noastră, aveți eu eram. Da. În filme istorice mi-ar fi plăcut să joc. Am scris scenarii istorice, le-am jucat live cu cascadori, cu asta la Craiova, am jucat Mihai Viteazul, Bătălia de la Călugăreni, am jucat Dacia și Romanii la Pelendava, am jucat Iam cu Gianu, scrise de mine, ultimele două scrise de mine și jucate cu 200 de cascadori, cu cai, cu bătăi, cu nebunii, cu care de luptă, cu astea. Jucate pe stadion sau pe hipodrom în Craiova, cu 10 ani. Extraordinar ce zici. Da. Fii atent aici. Ion Haiduc în rolul lui Decebal. Și era răgușit. Da, așa, că de fiecare dată. Da, și zicea... Traian era Flavius Crișan. A, Flavius. Da, și zicea... De ce cauți tu aici la noi? Ce zici de ce bani? Cauți! Că era răgușit. Băi, mi-era un drag de amândoi, dușman, dar încercau să înțeleagă ce vorbesc. Dar tu de ce... Știi, asta e una dintre hibele vieții mele. Avem atâtea personalități prezentabile, politice, din domnitori, oameni de știință, da. Oameni... Din viața ta se poate face ușor un film. Din viața ta se poate face ușor un film. Până ajungem la Mihaela. Atunci va trebui să fac... Dăm casting pentru Blondă. Mă ocup eu de chestia asta. Dar până una alta... De ce nu faci chestia? De ce nu faci tu chestia asta? E un personaj istoric, pentru că dacă te duci la asta de cinematografie care dă fondurile, o să zică, dom'le, trebuie un personaj mai greu. Dom'le, luați-l pe Brenciu, că e mai greu decât. Mi s-a întâmplat chestia asta, eram în ProTV și îmi zice Boncea, e vineri, până marți scrie un scenariu de film că să-l băgăm la CNC. Și am scris un film de 2 ore jumate, Harap Alb, era colț îndoit cu numele meu, au citit ei toate scenariile, ăsta, cel mai bun, pe ăsta... Când ați făcut colțul ăla de la Vacanța Mare, bagă-l jos. Nu cred. Da, și-au finanțat alt film. Nu cred așa. Am 4 filme scrise și la comandă scris și orice alt film. Deci fii atent, da. Ok, mă gândesc. Mi-ai dat bine că îmi dai mie teme de casă acum. Mă duc acasă. Ce-i cu bărbate cu tine? Lasă-mă. Vânători, pescari și alți mincinoși, care e și film artistic și l-am făcut și 12 episoade prima serie de serial. Senzațional. Senzațional. E scris tot. Știi că până la urmă în viață e vorba de timing. Toate la timpul lor. Vine vremea lor. Așa a fost și vremea întâlnirii cu Mihaela. Da. Așa a fost și vremea întâlnirii cu George. Păi mă gândeam, orice altă femeie ar fi fost în locul Mihaela, ei mă lăsa. Pleca, n-avea nicio obligație. Doar ea, singura din 3 miliarde jumate de femei de pe glob, te trebuie să fie acolo atunci. Când ne vedem cu Mihaela, să stăm și noi la... Fără cameră, uite, Te așteptăm la Azuga oricând. Eu acum, unde? Pac? Între Bușteni și Predeal. Da. Așa, asta vreau să întreb. Acolo vin. O, ești pe fimea. Știi că fimea m-au luat anul trecut. Și zice, hai să mergem la Brașov. Eu n-am mai fost de mult la Brașov la schi. Și mi zice, hai la Brașov. Și am zis, hai să mergem să schimb. Și n-am mai schiat de 23 de o viață. Și mi-am pus în picioare și uite-mă, după ani și ani, pe pârtia aia pe care schiam. Să nu zici mai în continuare, ne vom întoarce. E vorba de mici. Da. După câteva minute ne vom întoarce. Cu filmele am rezolvat-o. Mâncare tradițională sau internațională? Tradițională. Aleluia. Ale fiecărei țări. Păi ce, aia internațională nu-i tradițională? Ba da, în China e tradițională, în Thailanda e tradițională. Ai zis bine. Te rog să-mi răspunzi sincer. Mihaela, nu te supăra pentru răspunsul pe care îl va da iubitul tău la această întrebare. Îmi place să vorbesc singur cu Mihaela. Și acum parcă văd întrebarea. Mihaela sau Georgiana? Cine e Georgiana? Georgiana, vină cu acea dragă. Iată de aici. Cu ce femeie din România ți-ar fi plăcut să naufragezi pe o insulă pustie? Acum e foarte greu să definești femeile din România. Unele nu mai sunt bărbați. S-au modificat. Așa. N-ai idee la... Nu, fie de aici. Cu Maria Lătăreț. Mi-ar fi cântat de la Găriș, de la mine. Ce tare asta! M-aș fi simțit ca acasă pe insula aia. Izmenele atârnate, palmieri, vreo 2-3 furând. Care e melodia lui Maria Lătărețu care ți-a plăcut ție? Prin pădurea, Bun. Și acum, fii, imaginează-ți. Radu, după 3 zile. Radu cu Maria Altărețu pe insula pustie. Marie, da, Raducu, mai cântăm o dată piesa aia. Prin insula Dorului. Cum ar fi? Deci... Prin insula Radului. Doamnele Terețului. Mihaela, totul e în regulă. Am murit, te liniștită. Ultimul samurai sau ultimul samaritan? Asta a fost o chestie așa de... Ca să mai... Sau 47 Ronin, puteai să 47 Ronin, da. Băi, cum a putut să joace, mă, ăla în atâtea film? Keanu Reeves? Da, mă, băiat, și l-am văzut în John Wick, numai 1, l-am văzut, 2, 3, numai, nu. A, zici de Tom Cruise? Nu, 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 John Wick ăsta... A, de Keanu Reeves. Fac și 4 acum. O să iasă John Wick 4. Dar eu nu mai am putut uita la filmul ăsta. Același, adică mă duc, fiindcă, mă duc de la... Cum, e simplu, omoră tot. Asta e subiect. Ce-a avut? S-a dus acolo și l-a omorât pe toți. Gata. Altul. 4. Ce faci? Eu omoră pe toți. Nu mai e Salma Hayek, e alta, dar eu omoră pe toți. Nu știu că aveam o poezie cu Vacanța Mare, cu oștile dușmane vor să intre în țară, unii n-aveau viză și au rămas pe afară. Soliman trimite 10.000 de turci. Ștefan îi omoară și le pune cruci. Soliman trimite 1.000.000 de turci. Ștefan îi omoară și le pune cruci. Soliman, banditul, a aflat pe semne cum că Ștefan Vodă nu mai are lemne. 10 milioane Soliman aduce. Ștefan îi omoară și le pune o cruce. Așa și cu John Wick, îi moare pe toți. Dar de ce cruci la musulmani? Acum m-am gândit după 30 de ani. Lasă. Facem o moschee. Pescuit sau vânătoare? Vânătoare. N-ai pescuit niciodată? Ba da, ba da, dar nu e o pasiune. O pierdere de timp. Cum, mă, să nu știi tu ce-i sub luciu ape? Vine, nu vine? Așa în pădure îl vezi, tragi. Nu tragi doar să fie tras, când o vine doar să cadă. Dar tu știi că există sonarele alea pe care le vezi în apă. Ia ce tu, unul, drag. Eu și la vânătoare, paralaxa. Poți să tragi unde vrei, glontul se duce în animal. Paralaxa. Da, care studiază distanța, calibru glonțului, bătaia vântului, ca la sniper. Dai la 1 kilometru... Păi da, mă, dar nu-ți distruge frumusețea, naturalețea evenimentului? Dacă care frumusețe? Că mi se foarte urât. Băi, da, exact, de asta m-am și lăsat. N-am mai vânat, cred că, de 4 ani. Pentru că nu mai e vânătoare, e crimă. Să tragi la 1,2 km, pui crucea pe animal, apeși paralaxa și să apare un punct într-o parte. Te duci cu punctul ăla, cu corecția pe animal și acolo se duce glonțul, e execuție, nu mai e vânătoare. Nu mai e nicio bucurie. Exact. Da. Ce chestie. Mamă. Deci, nu mai mă apuc de vânătoare. Îmi zicea nevastă, ai dat atâția bani pe armele astea, mai bine luai un tablou. Și câți e, pură, muram eu cu tabloul ăla? Apropo, tu vezi filmele astea cu Apocalipsa și rămân câțiva care... Chiar am scris o piesă de teatru. Penultima Apocalipsă. Pregătiți-vă că dacă asta nu vă iese bine, următoarea va fi dezastru. Mișto. Da. Ai văzut asta cu ultima, cu Pedro Pascal ăsta? Da, cu... da, da. Tu te-ai vedea? Mandalorian. Mandalorian, dar ăsta cu Pedro Pascal. Asta n-am văzut-o. Am văzut doar trailerul. Vine o ciupercă și omoară în pămult. Un COVID, da. Un COVID ăsta mai șmecheros, așa. Și mor toți, se transformă nu știu ce, și după aceea când te duci tu prea, apar din când în când. Dar de fiecare dată el are o pușcă. Și ziceam, bă, nu știu, dar de fiecare dată mă gândesc, mă, la fiecare episod, eu aș putea să rezist așa singur cu o pușcă și după aceea am dat seama că trebuie să am niște skill-uri, niște... Da, trebuie să aibă ceva de mâncare. Păi da, și trebuie să am ceva de mâncare. Și la cine apelez? Alo? Radu? Hai să împușcăm. Tu știi... Apropo, știi să pui capcane la iepuri, la... M-am gândit că poate mi se umezesc glonțele. Și mă duc cu mâna goală. Deci, nu e etic să pui capcană, pentru că... Păi da, da, nu, în cadrul ăsta, în scenariul ăsta cu Apocalipsa... Acolo, da. Deci cum își imaginează, mă, oamenii, că fac un bunker, mi-au de toate acolo și după ce moare toată lumea, ies eu. Și stau și cel mai bogat, cel mai frumos, că sunt singur. Stațiunea preferată de pe litoralul românesc este? Nu mai am. Nu mai am. S-au dus teatrele de vară din toate stațiunile. Scuze-mă. A rămas Eforie Nord, unde să mai țin spectacol și unde am prieteni foarte buni. Să știi că n-am mai văzut la Costinești de atunci. Mai bine, mai bine. Se unesc manelele de la o terasă la alta, între ele. Pleci cu una și le treci prin toate. Am fost cu un prieten astăvară la Costinești, o pușterie de oameni și zic, uite, acolo iubeam eu pe una, pe nisip. Cum mă, cu 10.000 de oameni lângă tine? Nu mă, pe atunci nu era nimeni. Da. Știi că proba mea, atunci când te-am văzut pe terasă și după aceea, poate că în subconștientul meu mi-a dat un imbold. Pentru că una dintre probele de la emisiunea aia de prima mea emisiune de televiziune a fost Seducție. Asta și numit. Emisiunea de la TVR din 93 la premia PTR, ca să dai seama. Când era să se ducă pe Edi Petrușel. Era Tino Furtună. Așa, Tino Furtună. Știa că e cineva de la Holograf. Da, și mi-au zis, băi, trebuie să facem un fel de probă ca să știm că tu poți să seduci de obicei. Zic, ce trebuie să fac? Trebuie să agăți o fată de pe cearșafuri și să se vadă că o vrăjești. Pe atunci nu existau microfoane cu emițător. Mai ții minte că tot mă întâlnesc unde te-am văzut cu 30 de ani. Era ăla ceasul și aici era o clădire cu 2 etaje, mai rotundă. S-a pus cameramanul deasupra. Nu, forum era în spate acolo. Da. Exact acolo la ceas. S-a pus așa o cameră. Zice, Brenciu, dă-i drumul. Și eu pe acolo. Deci eu trebuia să fac ceva cu gesturile ca să pot intra la emisiunea de televiziune. Ca să se subînțeleagă ce am văzut o fată, i-am zis, intrăm în apă? I-am zis, cearșafuri. Nu poți să-ți imaginezi. Atunci erau doar cearșafuri. Da. Am luat-o de mână, am intrat în apă îmbrăcat. Și aia a fost, de fapt, ha, uite, poate. Hai să-l invităm la emisiune. Dacă nu făceam chestia asta... Ai făcut acel ceva. Acel ceva, exact. Da. Formidabil. Iartă-mă că am venit la podcastul tău. Așa. Nu te mai prind. Pentru bătrânețe. Ia vede, tata. Vei alege băile Felix, Tușnat sau Herculane? Băile știe ăsta pe toate. Avea Teo Petro, Dumnezeu să-l ierte o poantă bună la... Bazna. Și știi de ce? Zara de bază. Știi de ce? Pentru că taică mi-a prins 2 războaie mondiale, născut în 1908. Extraordinar. Și după 2 războaie mondiale l-au băgat comuniștii în lagăr la Periprava, în 3 ani. Și au murit 98% din... deținut. Tata a scăpat și a venit bolnav, a cunoscut-o pe mama în Cărbunești, s-a dus la băile Bazna și s-a reparat și a putut să aibă un fiu, că altfel vorbeai singur acum. Tu râdeai, tu vorbeai, tu întrebai, nu răspundeai. Genial! De-aia am zis Bazna. Dar și tata vorbea de Bazna. Tu știi că aveam sară de Bazna acasă? Ce faci, tati? Sară de Bazna. Da, sau porc de Bazna, și ăla e bun. Vrei ca filmul nostru să se numească Bazna? Nimeni o să... Da. Blockbusterul Bazna. Hai să mai lucrăm la titlu. Dar sunt atâtea filme sau trupe de muzică de nu înseamnă nimic. Def Leppard. Se gândește cineva că ăștia cântă. Tratează animale. Ne pun pâlnie. Ci că uite și pe de la Pink Floyd. Ce vreau? Niște rozete pe acolo. Ce trebuie să fac cu ea? Beatles. Niște gândaci. Așa că Bazna o să meargă. Bazna rămâne. Compact sau Pasărea Colibri? Pasărea Colibri pentru diversitate și Compact pentru priza pe care a avut-o la public. Nu era un om în România să nu știe toate versurile de la Compact. Iar Pasărea Colibri a adus din toate părțile. A adus pe Pitiș, a adus pe Vintil, a adus pe Banici. Băi, a fost ceva să-mi aduci din toate bucuriile vieții mele să le ascult pe aceeași casetă. Frumos, dar Compact frumos. A fost lecție de învățat. Cum am învățat un glob întreg Beatles. Vreau să-mi spui care este piesa ta preferată de la Compact. În seara asta mare... Numai puțin. Cântec pentru prieteni. Numai puțin. Orchestra Pietreanu Band? 1 Fa, 1 Do. Nu era Anton. Nu. Aia la Fata din Vis era, da? Te rog. Ți-am dat acord. Cu toții vom cânta, va fi o sărbătoare ce nu putem uita. Yeah. agățat de vreo chestie din sală care să te abată total de la spectacol? Da, da, da. Și a ieșit mult mai mișto. Și a ieșit mult mai mișto. Da, uite, îți dau un exemplu. Am un spectacol, era unul în sală, mut, dar nu surd. Explică-mi cum e asta. Eu, ai auzat, dar nu vorbea. Așa. Să-i fac o dedicație. Ce să scânt? Ce să scânt? Ce mă? Am luat-o pe literă. Phoenix. Phoenix. Ce să scânt de la Phoenix? Muzică ăștia n-au cântat cântece porno niciodată. Ce vrea ăsta, mă? Nunta. Nunta. Adică noaptea nunții. Da, da, nunta. Zic, îmi cer scuze, nu știu acordurile. Știu că e do minor, dar nu știu toate acordurile, nu știu versurile. Și am luat do minor și... Spune-i mirelui că am fost cu toții la nevasta lui. Uită-te la ea, zici că e de-o vârstă cu bunica mea. Mi-a plăcut, m-am lăsat în pace. Și ce-o mai juca la ele? Ia-uite, ia-uite, Cristache. Păi nu, că noi avem o problemă. Ce vreți? De ce? Vreau să iau mâncare. Bine. Pune-mi la pachet, te rog. Nu, că nu. Și ea să mai pun, că văd că ați mâncat aproape tot. Nu știi, cu tata, mama și copilul la restaurant și cheamă tata, îl cheamă pe ospătar, pune și mie, te rog, asta ce a rămas la pachet pentru cățel. Ăla mic, ura, ne luăm cățel! Auzi? Eu tot aș vorbi cu primarul din Cărbunești. Ai nu fi! Hai, mă, să trecem prin Cărbunești. Fii atent. Să mă duc la primar. Zi-mă ce trebuie, câte chei vrei. Nu, mamă. Ca Bebe Cali cu peștișorul. Auzi, spune-mă o chestie, eu nu știu. Numele unei străzi se pune înainte sau după deces? Depinde. Dacă o duci prea mult, uită aia ce nume se mai pune. Eu cred că... Cărbunești Pietreanu. Așa, dacă eu aș zice... Radu Pietreanu Cărbunești, ca Ștefan Mihălescu Brăila, ceva de genul. Să-mi pun eu numele după Cărbunești, nu Cărbunești după mine. Mi se pare să pună monumentul din centrul Cărbuneștiului, monumentul lui Radu Pietreanu, plin de găinați de porumbei, cu gardul furat de... Fie de aici, fie de aici. Dacă ți se, fi făcut, dacă ți se va face vreodată o sculptură, bineînțeles că o să vrei în plan întreg. Care este poziția ta? De fiecare dată glumeam asta când eram cu la Honterus. Știi cum a zis Gheorghe Visu în aia cu Inimă de țigancă? Ce vrei, mă, să-ți facă? Portret, sculptură? Basorelief. V-am leșinat de o să minte și acum. Cum să... Pe scenarist să-l ducă în capul. Basorelief. Plăcăric. E cum mult bas, adică. Da. Andreea vrea să-ți ofere ceva dulce. Wow! Iubire? Tiramisu, tiramigiu, tiramisu. Bă, ai văzut dintr-o dată. Da, cum? Cu Gheorghe Visu. Și eu gătesc. Și gătesc bine. Aici am pus-o, gata. Începem din nou podcastul nostru. Auzi, dă placa aia încă o dată. Se numește Culinaria. Rost. Hai, o luăm de la capăt. Astăzi vorbim cu șef Radu. Șef Radu. Cum? În direct, Jamila. Jamila, Mila, Jami murmura. Ia mura, ce mișto. Ia să vedem. Vreau să spun că dacă nu-i bun ăsta, fac eu altul. Radu mi-a zis. Radu, alo, Radu, vii la podcast? Băi, nu știu, ai ceva dulce? Da? Atunci vin. Dacă nu-i bun dulce ăsta, va trebui să aduci altul și altul și altul și până la urmă găsesc eu ceva să-mi placă. Dar are norocul că e rece. Că dacă nu era rece, să strică în 7-8 zile de când e făcut. Mi-am să un banc. De la asta. Și că nevasta îl beștelea pe bărbatul de 20 de ani. Îi zicea în toate felurile, porcule, incapabile, nenorocitule. După 20 de ani vine ăsta acasă, o masă imensă, plină cu toate bucatele din lume, tot ce se putea pe planetă. Ce-i cu asta? Ca să mă ierți, că te-am jignit 20 de ani și să mă ierți. Mă duc și iau și o sticlă de vin, du-te. Pleacă aia după vin, se gândește, bă, asta vrea să mă omoare. 20 de ani m-am jurat, acum vreau să mă omoare. Și eu un pic tiramisu, pis-pis, cheamă mâța, linge mâța, moare mâța. A, ai prins-o. Vine aia cu vinul, la, ăsta cu toporul. Pac, pac, franjuri, sună la poliție, 112, mi-am omorât nevastă, veniți, vin, ăia, l-arestează, în sac, nevastă, tot. Salvarea într-o parte, poliția într-o parte, nino, nino, se sting. Se ridică pisica. Yes! Nu cred, așa că să văd dacă mai pot zice yes. Ai, banca asta n-am auzit niciodată. Că nu are cum, că nu sunt două bancuri la fel. Nu. Dar eu am 5 pisici acasă. Dacă moare una, înseamnă că moare 8 vieți. Știi, ieri seară stăteam cu calculatorul în față, intrasem pe site-ul Cărbunești. Obiective importante. Obiective importante, turistice Cărbunești. Și la un dat aud de afară, din curte. Iarăși fac curte 2. Și când ies, o pisică. În seara asta mare! Asta e stilul de stand-up. Să revii la chestii dinainte, exact că nu se așteaptă lumea. De la tine am învățat, ce n-ai o să fac? Cu coada așa. În seara asta mare, pe Horia vom cânta și făceam una așa. Să vină fiecare. Stop, mai dăm o dată. Oprește pisica cum mai dăm o dată. A picat placa de sunet. La care eu, pals! Încă o dată. Fals ca Brenciu și ca Ina. Aolea. Dar știi că pe mine nu mă lovesc astea. O singură chestie m-a lovit odată. Am cântat noi la berărie și la un dat unul m-a filmat din spate vis-a-vis de scenă. Și acolo sunetul, într-un mod absolut științific, după muzică, da. Mai mult decât atât, strigat așa, în partea aia altă se aude puțin mai jos. Nu mi-a explicat de ce. Coboară sunet, cât să zboare drept. Cât coboară, ca și coboară. Și la un moment dat zice, bă, falsul ăsta, și zice, ok, eu nu mă prind la chestiile astea. Dar avocații mei o să aibă grijă de tine. Alo? Și avocații Inei o să te felicite. Știi că Ina e cea mai ascultată cântăreață româncă în toată lumea? Da. Știu. Și știi cine a mai fost înaintea Inei? Cine? Ozon. Toată planeta cânta numai ei. Și eschimoșii și japonezii. Pentru că piesa aia intra pe ecuația umană. Noi suntem matematică, de sus până jos. Și a intrat pe ecuația umană. Îți intră ca horă. Le-au dat nu știu cât jmechera din și acum te întreb o chestie. Din America pentru Maiahiul ăla. Da, știu, că a cântat-o și Jennifer Lopez. De fapt, mai mulți au luat Madonna. Tema. Dar te întreb o chestie. Sau Rihanna, nu mai știu. Tu dacă ai fi fost, fii atent aici, dacă Ozon ar fi fost în locul lui Moroșanu. Să le dau eu numele. Fii atent aici. Le-ai dat și numele, bă, au succes. Și l-am dat înainte să facă turneu în America de Sud, pentru că ai fi auzit Ne despărțim. Ce le-ai fi făcut? Aș vrea să nu fii supărată. Așa aș fi continuat. Ce le-ai fi făcut? Băi, bă, fraților. Le făceam clone. Treaba voastră, am alt Ozon. Ce tare. Pentru că a fost fenomenul planetei. Ozon. Cum o piesă furată de la Ozon și cântată în Italia de Haiduci și nu știu mai cine, Paula Mitrache. Da, și-au dat-o la radio și așa s-a răspândit în lume, că altfel nu știa nimeni de ei, de Maiahi. Și la un moment dat să nu știi ce să faci cu celebritatea și cu banii și cu toate. Te deranjează dacă facem piesa cu mireasa în engleză? Cum ar suna? N-ar suna ca în românești, pentru că n-aș pune atâta suflet. Nu, vreau să avem succes internațional. Să mă omoare Ed Sheeran, bă, mi-ai furat succesul. Eu am pentru tine un cadou. Mai bine facem aia. Mai locante nenascolita. În românește. Da, bara, bara, ba. Aia? Na. Dar cântă cu Andreea Boccelli. Am cântat o singură dată piesa aia. Pe vremea când aveam voce, limitam și pe Boccelli. Cea mai tare fază, apropo de nevăzători, a făcut-o zi. Nu Ray Charles, Stevie Wonder. Dar la o decernare. Venise cu una pe scenă. Iar acum, premiul Grammy este... La care La care Stevie Wonder, lasă-mă să văd. Let me see. Deci astea sunt. Da, da. Când oamenii... Sau faza mișto când a venit Boccelli în România, în București. Că i s-a luat interviu. Și l-au dus să viziteze București. Și cum mi s-a părut... Vincerò! Vivo per lei da quanto sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, entrata dentro c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non un peso. Vivo per lei. Mai mult. Când ne mai vedem? La sala Palatului. Când ai spectacol la sala Palatului? Nu am. De ce? De ce nu vrei? Nu, dar sunt prea mulți. Lasă-i, băi, la ce te gândești? La public sau la... Am avut, când eram cu Vacanța Mare, făceam de 5 ori sala Palatului în 3 zile. De la 5 de la 8, de la 5 de la 8 și a treia zi de la 8. Și asta primăvara și toamna. În fiecare an, primăvara și toamna. Fii atent aici. Uite, eu te momesc să faci din nou sala Palatului. Cum? Uite. Îmi dai una din zilele tale. Hai că am văzut team building. Te-am remarcat. Parcă erai Morgan Freeman, Dumnezeu. Pentru... Genial. E la... De dimineață e la ProTV, vorbește lumea. Și acolo e un tip șurubel. Șurubel care a fost la Virgin și acum e prezentator la ProTV la Vorbește Lumea. Și ultima dată ne-am invitat trupa mea cu niște DJ la Cabral, apropo de Cabral. Apropo de Cabral, că am discutat de dimineață cu cineva. Și îl văd așa reținut. Și-au apropiat mâinile șurubel când ne-am întâlnit în platou. Ce faci? Să-mi vadă verghetă. Zicea, nu. După team building, când îți aud vocea, cred că e a lui Dumnezeu. Zic, mă, prostești, te termină cu prostiile tale și vinoți. E procesată. A lui Dumnezeu. Ana nu. Băi, ce mișto. Dar pentru tine trebuie să fie o încântare, pentru că, nu știu, mi-ai dat o sticlă de vin, îți dau o sticlă de vin și un pahar. Să fie primit măria ta. De la domeniile Cuza, e un vin roșu. Ia-l și pune lângă tine. Vinul trebuie ascultat mai întâi. I just call to say I love you. Walkman. Mulțumesc. Cu drag. Chiar îți mulțumesc pentru carte. Sper să o citești, nu, să nu pui pe borcanul de murături, să nu intre șoarecii sau pe ăla de... Nu, dacă toată la cafea de dimineață intră niște muște și... Așa. Tu ești un... Dacă mă întorc acum în timp, nu cu 30 de ani, cu câteva ore în urmă... Intri pe Wikipedia și mai afli ceva despre mine. Nu. Eu vreau să spun că la actor, scenarist, comedian și cântăreț se adaugă poetul. Poți să-i zici așa. Am foarte multe, dar doar pe astea le-am ales să le public. Și când începem să mai publicăm? Nu știu. Depinde de momentul ales în viață. Momentul ăsta a fost când a murit Adrian Păunescu, am simțit nevoia să public ce am scris eu, pentru că nu mai avea cine scrie. Frumos. În momentul când a murit el, eu am stat liniștit. Are cine scrie. Și când a murit el, bă, nu mai are cine scrie pentru neamul ăsta. Mi s-a părut întâlnirea pe care a avut-o la 13 ani cu Adrian Păunescu, mi s-a părut senzațională. Da. Și am avut o întâlnire mișto la Dan Diaconescu în emisiune, când eu limitam pe el, era lângă mine și eu limitam. Și recităm amândoi aceeași poezie a lui. Și el la un moment dat, când recita, a uitat versul. Și am spus eu. Bestial! Dar nu pe internet asta. Este. Pe bune? Da. Ce poezie era? Domnul Tudor. Tudor la Diminescu acolo, am înțeles. Da. Genial. Știi că aici a venit și Ana și Andrei și am vorbit cu ei foarte mult despre tot fenomenul ăsta. Și chiar dacă unii cârcotași, sau sunt unii care probabil din punctul lor de vedere n-a fost un cenaclu ce trebuia să se întâmple după părerea lor. Da. Din punctul meu de vedere, cred că ne-am bucurat cu toții de firișorul de muzică, firișorul de libertate, firișorul de bogăție spirituală În prima poezie din carte, Rugă pentru Adrian Păunescu, zice așa: Doamne, care din înalturi ai trimis atâția îngeri, ce cu har să mântuiască ale neamului meu plângeri, ce cu spada sau cu slova ne-a vegheat eternitatea, nu lăsa acum să ardă întunericul cetatea. Lasă flacăra să ardă de la piepturi până la cer, nu ne-o stinge la plecarea ultimului mesager. L-ai trimis să se întrupeze într-un om cu glas de tunet spre a da tristeții noastre prin cuvântul său răsunet. L-ai chemat spre izbăvire după trista legea firii și am strigat cu disperare: uite cum se duc martirii. L-ai trimis să dea speranță unei triste generații, l-ai chemat să nu mai vadă cum îl ponegresc frustrații. Tot așa e pentru el. Doamne, de a ajuns cu bine înapoi la dumneata, înapoi la dumneata. Spune că la noi în piepturi, la noi în țară încă arde flacăra, că am respectat în tocmai ale sale rânduieli, n-am trădat nici când artealului, suntem oșteni fideli. Spune că în școli țăranul poate să-și dea azi copiii și la Putna Ștefan Vodă s-a înălțat să-și vadă fiii, că Bălcescu Nicolae mai plutește peste ape și că în ciuda hărții slave Basarabia e aproape. Bravo. Și e mai lungă, dar... Eu cred că Mihaela de asta s-a îndrăgostit de tine. Da, da. Altceva ce... Tu de ce nu te îndrăgostești? De ce vezi? De urâțenia asta n-ai cum. Nu, dar nu. Știi, eu am o vorbă. Și de Quasimodo s-a îndrăgostit cineva. Eu până nu vorbesc, nu dai doi bani pe mine. Și după aia mă întreb cât îmi iei la nuntă. Oh, Doamne. Deci eu vreau să o cunosc pe Mihaela. Când o cunosc pe Mihaela? Când e la Azuga. Ok. El se ocupă cu, e trainer internațional cu unghiile, cu nail-ul și cu nu știu ce. Când pregătește, ține cursuri. Știi de ce îmi place mie să mă duc la manicură? Pentru masaj. Credeam că pentru manicuristă. Nu pot să spun asta. Îmi pare rău că ne despărțim acum, dar îmi pare bine că ne vom reîntâlni. Să crea deja o legătură între noi. Alo? Cum asta de pe scaun? Alo? Radu, sunt în Azuga. A, nu ești aici. Spune că nu-s aici. A, nu ești aici. Ok. Bine, o să... Poate trec mâine. Spune că nici mâine nu... Am înțeles. Bine, atunci o să trec. Sunt la Satul Mare. Și mașina asta de Prahova 64 pie acuie. Sunt în spatele ei. Hai în casă acum! Hai în casă acum! Dă-i ceva și trimite-l la drum, care treabă. Să pregătească concertul de la Palat. Deci eu cred că trebuie să faci chestia asta și îți spun eu că lucrurile vor merge foarte ușor. Așa fac cu toți invitații, bagă muzica asta de mormântare când pleacă. Pune la ritm dublu. Când plec eu și nu-ți cânt Între Îngeri și Drac. Nu cred, nu, stai acolo, ce facem? Păi cum? Băi, unde vă treziți voi? Îmi cer scuze, trupa asta ta nu te mai ascultă. Nu mai. Eram doar un copil, mi-a dat bani mama mea să iau zahăr un kil și-un borcan de cafea. Banii în palmă îi strâng și nu știu ce să fac, de pe umărul stâng îmi șoptește un drac. Ai acum banii tăi, ești aproape bărbat, joacă poker cu ei și dublezi imediat. Poți să-ți cumperi țigări sau o sticlă cu vin, nu gândi la urmări, hai, trăiește din plin. De pe umărul drept îngerul mi-a șoptit: banii nu sunt ai tăi, mama ta i-a muncit. Nu ai dreptul să-i joci, să-i fumezi sau să-i bei. Dacă vrei banii tăi, fă ceva pentru ei. Între îngeri și drac, nu mai știu ce să fac, să ucid sau să iert, să înjur sau să tac. Gândul este incert, în ocean sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drac. Anii trec ca un fum și nevastă mi-am luat, vin acasă și o prind cu domn Brenciu în pat. Arma-n palmă o strâng și nu știu ce să fac, de pe umărul stâng mi-șoptește un drac. Hai, împuște-i pe loc, drept în cap pe amândoi. Am crezut dobitoc, te-au mânjit cu noroi. Nu e timp de iertări, inima îți ia foc. Nu gândi la urmări, hai, împuște-i pe loc. De pe umărul drept, îngerul mi-a șoptit: tu învață să ierți, chiar de ea greșit. Pentru o fată nu-i drept, după gratis să fii. Sunt și alte femei care știu a iubi. Între înger și drac nu mai știu ce să fac, să ucid sau să iert, să înjur sau să tac. Gândul mi este incert, în ocean sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drac. Am acum doi copii, firma mea, banul meu și o soție de vis, ce mă crede un zeu. Când în brațe o strâng, nu mai știu ce să fac. De pe umăr stâng îmi șoptește un drac. Ai acum banii tăi, ești bărbat însurat, joacă poker cu ei și dublezi imediat. Fă orgii cu gagici, lasă proasta acasă, nu gândi la urmări, trage coca pe nas. De pe umărul drept, îngerul mi-a șoptit: ești bogat și deștept, ești un om fericit. Nu distruge un vis, ce cu trudă îl clădești. Să greșești nu-i permis, când înveți să iubești. Între înger și drac nu mai știu ce să fac, să ucid sau să iert, să înjur sau să tac. Gândul este nicer, roșan sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drac nu mai știu ce să fac. Sunt și înger și drac. Bravo, mă! Este! Bine ați venit la Trinitas, vă așteptam. Astăzi vom vorbi între înger și drac. Tu ce ești mai mult, înger tenor sau drac? Da. Tenor, gan. Deci avem așa, spectacole în țară acum, în mai. Știi că acum suntem pe 8 mai, astăzi. Da, sunt între. Deci am avut, și vei avea la Alba Iulia, la București și la Craiova. Așa? Și voi mai avea la Deva, pe 13, pe 14, la Baia Mare, după aia 16, 17, Ploiești, Pitești, după aia Galați, Constanța, Piatra Neamț, Iași, Cluj. Și acum pentru cei 5 urmăritorii noștri, uitați tot ce am spus. Da, primim chiar acum mesaje la redacție și mesajele ne întreabă singurul lucru: Câte bilet? Da, mai țin minte, reclamă. Martin. Da, o știi și pe aia, mai țin minte și pe aia Costică. Da. Cu Pepsi sau cu ceva. La litru, Neanicu. Neanicu la litru. Bindea, cine era? Bindea. Neanicu. Da. Cei 5 urmăritori care vor veni la spectacolele tale se întreabă un singur lucru: când are Brenciu? În noiembrie. Așa, nu contează. Da. Ideea este următoare. Când ai tu, vei cânta cele două piese, și Înger și Drac și cu Mireasa? Nu. Nu le cântăm, nu pare rău. Cântăm, dar vă fac să râdeți de până în noiembrie va ajunge. Da, după aia trebuie să mai camerele tale. Vorbeți la ale tale, ce treabă cu ale mele. Nu mai știe ce zdrângănele să găsești. Băi, nu. Să mă acompaniezi. Nu. Bine că n-ai luat berea să faci așa cu ea, că după aia primul care o bea te înjura. Am văzut o caricatură de asta cu un cangur, vine la alt cangur, am adus bere. Deci, eu cred că dozele cu tine sunt de 3 de mililitri. Da, sunt mari. Nu. Dar eu trebuie să văd pe Mihaela. Cred că Mihaela a făcut cea mai frumoasă investiție și mai valoroasă investiție sufletească din viața ei. Ce zici și de eu la asta? Fel. Deci suntem pe zero. Și... Mihaela, sunteți pe zero! Fă ceva, mamă! Suntem chit. Se pot... A, credeam că mă sună ea, dar nu. Nu. Poți să răspunzi. Poate să fie o chestie importantă care poate să schimbe viața. Așa e. Las-o așa, că e frumoasă. Astea sunt versuri. Niște versuri. De la lucruri simple. Unul-i Radu, unul-i Horia. N-am putut să ascult melodia. Mi-intra Google și... Unde-ți? Mașina? Da. Și? Hello Google. Hello Radu. Nu, dar să băga așa. Da. YouTube. Nu, ăsta e mie. Avem un două? Da. Aveam un două. Nu m-am nici muzic. Deci totul sunt bulversat. Mai bulversat, Radu. Mai bulversat. Să știi că pe tata îl chema Radu și m-am bucurat foarte mult să spun din nou numele ăsta cu toată dragostea. Și pe frate tot Marius. Și pe frate mă-l cheamă Marius. Da. Asta altă discuție în alt podcast. La naiba. Asta e o discuție într-un podcast mai intim puțin. Până una alta, toată lumea de aici, Marius la pian, Cristi la chitară, Vani la tobă, Tavi, care se uită pe telefon că i-a născut nevasta de câteva săptămâni ce nebunit, Ducu la sunet, Andreea mea care stă ascunsă acolo, chiar și Răzvan care te-a filmat din când în când. Astăzi se întorc zâmbind acasă. Ce frumos! Eu nu. Eu nu-mi permit să zâmbesc. Pentru că ești acasă. Băi, lasă-mă duși! Băi, tu ești incredibil, mă! Lasă-mă să spun și eu o poantă! Nu mă mai chem. Nu te las! Ultima dată! Uitați-vă bine la el! Uitați de el! Uitați! Uitați ce se întâmplă! Mamă, câte lucruri mai vreau să spun, dar știi cât timp a trecut, nu? 3 ore. Plus genericul, plus ăstea, introducerea. Rolul final, treci pe fiecare de 5-6 ori să iei banii. Ia. Încep eu. Fii atent. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Simplu. Inima să-mi fie așa. Ai zis că n-ai studiat melodia. Ca un fulg în palma ta pentru mine. Ai zis că n-ai studiat melodia. Te-am ascultat acum. N-ar fi prea puțin. Ce ureche bună ai. Vrei să fii tenor. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Nici multe. Vreau să fie tenor. Motive. Ca să ce? Ca să te vezi. Auzi, Mihai, mă? Ai văzut? Refrenul. Iată, Mihaela, pentru tine. Orice vise așa mea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. L-am avut evitat pe Radu, care păstrează lucruri simple, pe care l-am cunoscut acum 30 de ani și se păstrează ca o floare. Vezi că urmează strofa 2-a, nu e o problemă că scris, nu ți minte. Cristi mai gândi la chitara și Marius pianul. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi. Radu dimineața de lângă perna ta. Rândul tău, zi tu, ce simți pentru mine? Îmi placi tu așa cum ești. Mulțumesc, Radu. Când mă cerți și când mă ierți. Și speranța că nu te vei schimba. Pentru tine niciodată. Ne vedem la Azuga. Shit! La Azuga te fac cetățean? Nu știu. Așteptăm până muri. Domnul primar de la Azuga. Am aici un om. Aoleo, 30 de ani. Da, mă. Când mă chemai tu dimineața, hai mă, vin, veneam din militari, hai mă, ajută-mă și pe mine la emisiune, gata, vin, prin 94, 95. Da. Vino încoace, în partea asta. Tu ai avut și ora 6 fix și nu știu ce. Doamne, e singurul care reține chestia asta. Cum să nu? Chechirichi, michi. Doamne ferește, tu ai reținut toate astea de la mine. Sarabam, dar... Bine. Deci am fost fanul tău sau nu? Vino, fanule, trebuie să-ți faci încă o poză aici. Hai, fane. Hai, fane, hai, fane aici. Fane o poză. Dragul meu, Horia, e ultima dată. Bă, alo, bă. E așa. Horiaului. Ce scrie? Sala Palatului. Pala Salatului. Cât e halatului?